Shiva Sadi Gom Bhakta Vinda
Krishna, Krishna. Tuturor și bine ați venit la seminarul nostru online de Satsanga din cadrul Centrului de Studii Vedice ISKCON București. Astăzi, Radha Govinda ne va vorbi despre narațiunea din Srimad Bhagavatam, adică despre disensiunea dintre zeul Daksha și domnul Shiva, o narațiune plină de putere transformatoare sadvică. Seminarul va dura aproximativ o oră, timp în care vă rog să vă mențineți microfonul pe mut, iar la sfârșit vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Vă rog să luați în calcul că acest seminar are un grad mai avansat de dificultate, fiind venit pentru persoanele ce au experiență în studiul filozofiei vedice. Deci este posibil să mai aveți anumite lacune sau să nu înțelegeți anumite concepte, dar chiar și în acest caz nu vă descurajați, vă încurajez să vă notați ceea ce nu înțelegeți, ceea ce vi se pare nefamiliar și să întrebați la sfârșitul lecției atunci când vom avea sesiunea de întrebări și răspunsuri. Și Radha Govinda vă va răspunde. Înainte să începem, aș mai dori să rog oaspeții noștri de pe Zoom să pornească camera pentru a face experiența puțin mai personală. Vă mulțumesc foarte mult! Haideți să-l ascultăm împreună pe Radha Govinda. Mulțumesc, Cosmine! O să dau screen share la PowerPoint-ul nostru de astăzi și vom începe imediat discuția. Deci noi continuăm să studiem narațiunea din Bhagavad Purana despre cearta dintre zeul Daksha și zeul Shiva, disensiunea dintre aceste două mari personalități. Și, cum am mai menționat, această narațiune vedică este descrisă în Srimad Bhagavat Purana, care este considerată a fi Satvata Purana. Există 18 Purane, care sunt niște texte imens de mare. Și aceste 18 Purane sunt împărțite în acord cu cele trei moduri ale naturii materiale. Bhagavat Purana reprezintă o purana în modul transcendental. Ea nici măcar nu este în modul bunătății. Ea se află la nivelul transcendental. Și puranele, ideea este că puranele în modul ignoranței furnizează informații pentru persoanele care sunt afectate de modul ignoranței. Puranele în modul pasiunii furnizează informații pentru persoanele în modul pasiunii. Puranele în bunătate furnizează informații pentru oamenii care cultivă modul bunătății în viețile lor. Și Satvata Purana sau Bhagavat Purana, deci este o scriptură pentru Paramahamsa, pentru transcendentaliști, pentru oamenii care
sunt interesați de domeniul transcendental dincolo de lumea materială, adică de salașul transcendental al Divinității Supreme, al lui Ishvara, despre care în mod indirect este indicat în mai multe scripturi, mai multe texte, inclusiv în Yoga Sutra, Patanjali Muni, cumva vorbește despre Ishvara, dar nu vorbește despre numele Lui, nu vorbește despre caritățile Lui, Guna, nu vorbește despre petrecerile Lui sau activitățile Lui, Lila. Dar aceste lucruri sunt descrise în Bhagavad Purana. Cine este Divinitatea Supremă? Cum interacționează El cu devotații Săi? Cum creează lumea materială? Cum o menține? Cum o distruge? Care este scopul existenței acestei lumi? Care este scopul vieții umane? De ce există karma? De ce există reîncarnare? Care este mecanismul acestor legi? Cine sunt semizeii devotas care controlează legea karmei și mențin universul material? Și sunt foarte, foarte multe alte subiecte care sunt abordate în aceste purane, dar cel mai limpede aceste subiecte sunt abordate în Satvata Purana sau Bhagavat Purana, care descrie aceste subiecte din punct de vedere al eliberării sufletului din ciclul de naștere și de moarte. Și, cum am mai menționat, deci narațiunea face parte din Bhagavat Purana, dar în Bhagavat Purana ne găsim mai multe dialoguri. Este un format foarte popular în tratatele vedice, când cunoașterea spirituală este transmisă prin intermediul unor dialoguri. Și Bhagavad Purana nu face excepție și iată, în cazul nostru, noi avem un dialog dintre doi înțelepți, dintre Vidura, care joacă rolul discipolului, și Maitreya Rishi, care este maestru spiritual al lui Vidura. Și Vidura pune întrebări lui Maitreya, Maitreya răspunde. În referința acestor dialoguri din textele sacre, tot în Canto 10 din Bhagavad Purana găsim un verset foarte frumos pe care îl vedeți aici pe slide. Și în acest verset se afirmă Vasudeva katha prashna purusham strimponatihi vaktaram pracham shrutim tatpada shalinam jatham. Gangele emanând de la picioarele Domnului Vishnu purifică cele trei lumi, adică cele trei sisteme planetare, superioare, medii și inferioare. Ce iertare! Și atât, în mod similar, atunci când se pun întrebări despre activitățile sufletelor iluminate și a Divinității Supreme, Vasudeva, sunt purificate trei tipuri de oameni. Cel care povestește, cel care pune întrebări, dar de asemenea și oamenii care îi ascultă. Da? Un text foarte, foarte frumos, foarte inspirant, care vorbește despre puterea purificatoare al acestor narațiuni care uneori sunt descrise ca narațiuni sau povestiri pentru suflet, povestiri sau narațiuni terapeutice pentru purificarea sufletului. Și există sute și sute de versete în care se afirmă și se descrie puterea purificatoare al acestui mesaj transcendental. Știți cu toții, uneori primim o informație care, după care cumva ne simțim așa pângăriți, cumva contaminați, nu știu cum să explic. Și uneori, din contra, primim informații care ne inspiră, care ne oferă o anumită putere spirituală, o anumită viziune. Și atât, toate narațiunile din Bhagavad Purana, ele conțin această putere spirituală, această bhakti, shakti, această energie devoțională, care ne oferă un sprijin în calea noastră de sadhana și de asemenea o tatva sau o cunoaștere spirituală care este absolut necesară pentru a avansa în practica noastră spirituală. Și atât auzim despre disensiunea dintre zeul Daksha și zeul Shiva, Vidura îl întreabă pe Maitreya Muni, spunând că Shiva este cel mai mare dintre semizei. Prin urmare, de ce a fost Daksha, care era atât de afectuos față de fiica sa, adică față de Sati, de ce a fost el invidios pe Domnul Shiva?
Și înțeleptul Maitreya atunci răspunde, îi spune că în trecut, în cadrul Universului, la nivelul Universului, liderii creației universale au făcut un mare sacrificiu în care au fost prezenți toți mari înțelepți, yoghini, maestri spirituali, diferiți, sadaka, semizei, împreună cu adepții lor. Și atunci când Daksha a intrat în acea adunare, el a organizat sacrificiu, deci când Daksha a intrat în acea adunare al sacrificiului, toți acești zei și ceilalți participanți la acea mare adunare, cu excepția Domnului Brahma, care este creatorul secundar al Universului, creatorul primar, Nimitta Karana, este Domnul Vishnu, și cu excepția Domnului Brahma, deci creatorul Universului, și a Domnului Shiva, care este distrugătorul Universului. Ambele persoane fac parte din Trimurti, deci din așa numita Trinitate Hindusă. Ei s-au ridicat în picioare ca semn de respect, cu excepția Domnului Brahma și Domnului Vishnu. Aceste două persoane nu s-au ridicat în picioare. Brahma, apropo, era tatăl biologic al lui Daksha, prin urmare, Daksha n-avea cum să se supere pe Brahma. Dar, într-un sens, domnul Shiva, am putea spune că era fratele lui mai mare, dar totuși Daksha a fost foarte invidios pe Shiva. Și el s-a simțit foarte ofensat să-l vadă pe domnul Shiva așezat, nearătându-i niciun respect. Daksha atunci a devenit foarte supărat și a început să vorbească folosind cuvinte dure la adresa domnului Shiva. Și iată aici pe slide vedem exact momentul în care Daksha îl ofensează pe domnul Shiva, spunând că Shiva, care este o entitate impură, care întotdeauna hoinărește prin locuri de cremații, de incinerare, corpul lui este acoperit cu cenușă de la cadavrele care au fost arse, el poartă o ghirlandă din șerpi sau din cranii, el niciodată nu se asociază cu semizeii din mainstream-ul Universului, el întotdeauna este cumva mai retras. El nu are grijă de fiica mea, deci furnizându-i bogăție materială, el tot timpul meditează, el este un parazit, el nu muncește nicăieri, deci el nu este o persoană care este responsabilă din punct de vedere social și tot așa. Și prin urmare, deci Daksha spune că Shiva, prin urmare, va fi lipsit de ofrandele acestui sacrificiu. Și atât mai departe, Daksha a început un sacrificiu care tehnic este numit Brihaspati Sava. Și în timp ce sacrificiul se desfășura, mulți brahmani, mari înțelepți, semizei, ancestrali și alți semizei de grad mai inferior, împreună cu soțiile lor, tot felul de îngeri din cadrul Universului, persoane mistice, subtile, toate foarte frumos îmbrăcate în haine fine. Apropo, iată, Mahabharata descrie materialul de haine care era folosit, este folosit de semizei. Iată, știm cu toții cum arată soarele la răsărit când apare acea energie de culoare roșie pe cer. Această energie se numește tehnic, se numește aruna. La noi, de obicei, materialul de mătase, deci este considerat a fi un material super cumva fin, foarte scump, greu de găsit, mai ales dacă găsești mătase care se numește ahimsa, deci care nu a fost produs datorită uciderii acelor vermișori care produc mătasa. În fine, deci o discuție în sine. Dar semizei folosesc mătase sau materiale care este făcut din energia aruna, energia soarelui. Și este un gen de, vă dați seama ce mătase. De exemplu, se spune că mătasa poate fi purtată timp de 3 sau 4 zile fără a fi nespălată, pentru că ea nu se contaminează din punct de vedere subtil. Pe când aruna nu se contaminează niciodată, deci este un gen de energie foarte, foarte special. Și atât în acest gen de haine și podabe celeste, toți semizeii
erau îmbrăcați, erau decorați cu diferite ornamente, cu tot felul, cum Bhagavatam descrie, tot felul de cercei, coliere cu medalioane. Și ei toți plecau spre arena sacrificială unde Daksha a organizat acel sacrificiu. Și Sati i-a văzut, i-a auzit pe locuitorii cerești zburând pe acele vimane, aparate zburătoare mistice și conversând despre acest mare sacrificiu. Și bineînțeles că Sati, ea și-a dorit cumva în inima ei de asemenea să participe, de asemenea să-și vadă rudele, să-și vadă surorile, să o vadă pe mama, să o vadă pe tatăl său, pe Daksha. Și atunci ea s-a apropiat de soțul său, de domnul Shiva, și a încercat să-l convingă să meargă împreună cu ea la acel sacrificiu. Dar, după cum știm, domnul Shiva a respins această idee din două motive. Primul lucru este că Shiva era un tapasi, deci el era un ascet. El, miercurea trecută, noi am vorbit despre grihastha brahmacharya, iată, în această fază al existenței sale, domnul Shiva exact arăta ce înseamnă a fi grihastha brahmacharya. Deci ce înseamnă a fi o persoană casnică, care își stăpânește simțurile și care conducește, conviețuiește cu o soție dharmică cu scopul de a atinge realizarea spirituală. Pentru că Sati, de asemenea, era angajat în tot felul de asceze, tapase. Și fiind un tapasvi, un ascet, un sihastru, yogin, Shiva nu era deloc interesat în viața materială. El se afla în conștiința transcendentală, în conștiința de Krishna, după cum spune el singur în această narațiune. Și vă aduceți aminte despre acele două versete pe care le-am discutat data trecută, în care Shiva spune, deci, eu sunt întotdeauna angajat în oferire de plecăciuni Domnului Vasudeva. Vasudeva este un nume al Divinității Supreme. Krishna este deseori numit Vasudeva în Mahabharata și în alte purane. Vasudeva înseamnă fiul lui Vasudeva, care era tatăl lui Vasudeva biologic. Din altă parte, Vasudeva înseamnă o stare al conștiinței transcendentale dincolo de cele trei moduri ale naturii materiale. Și iată și vă spune, eu sunt întotdeauna angajat în oferire de plăcăciuni Domnului Vasudeva în conștiința transcendentală de Krishna. Conștiința de Krishna este întotdeauna conștiință pură în care personalitatea supremă a divinității, cunoscută sub numele de Vasudeva, este revelată fără niciun fel de acoperire. Și noi am discutat un alt verset în această referință care explică exact ce înseamnă a te afla în conștiință de Krishna, ceea ce înseamnă o conștiință sau o stare mentală care îi permite unui devotat să perceapă Universul, manifestarea cosmică, în tocmai precum o percepe Divinitatea Supremă. Divinitatea Supremă este Creatorul Universului. Bhoktaram yagyatapasam sarvalokam heshvaram suhridam sarvabhutanam gyatvamam shantim richvati. Doar persoanele care înțeleg trei adevăruri ating pacea adevărată. Cei care înțeleg că Divinitatea Supremă este Bhoktaram Yagyatapasam. El este cel care se bucură de toate rezultatele, toate sacrificiile, toate eforturile care sunt depuse în viața spirituală a unui sadaka. Sarvaloka Maheshwaram, al doilea adevăr este cel care înțelege că Divinitatea Supremă, Ishvara, în final este controlorul Universului. Și Suhridam Sarvabhutanam, cel care înțelege că Divinitatea Supremă se află în inima tuturor entităților vii ca supra-suflet Paramatma, și el este prietenul cel mai apropiat al entităților vii. Doar o asemenea persoană atinge Shantim sau pacea supremă. Shiva se afla în această conștiință de Krishna, conștiință transcendentală, pe când Daksha era un hedonist care proclama bucuriile vieții materiale drept binele suprem. Interesant, din punct de vedere etimologic, însuși cuvântul Daksha înseamnă competent, priceput, sau uneori chiar se mai traduce cuvântul Daksha ca potent în relații sexuale. Pe lângă problema cu pofta trupească,
care era cumva firească pentru Daksha. Daksha avea încă o problemă cu orgoliul său. Dar în ciuda acestor lucruri care sunt cumva firești pentru persoanele care cumva urmează filozofia hedonistă, Daksha era un proponent al lui Artha și Dharma. Artha înseamnă unul dintre scopurile vieții umane sau vieții civilizate în cadrul Universului de a obține bogății cinstite, sincere, și Dharma înseamnă efectuarea ritualurilor elaborate. Daksha era foarte iscusit în tehnicile ritualurilor, așa cum sunt ele prescrise în scripturi. Și în acest sens, Daksha, putem să spunem, Daksha este un credincios în religie organizată. Daksha, de asemenea, este un mare credincios în ierarhia organizată al zeilor și în ordinea corectă de repartizare a darurilor între diferite niveluri de zei. Și iată Daksha, care deținea funcția de un prajapati, adică un patriarh, deci un progenitor al ființelor din cadrul Universului, el a fost un gen de legiuitor care a formulat reguli pentru conduită în societate și norme pentru funcționarea ordonată al societății. Shiva, în schimb, era cumva dincolo de mainstream-ul societății normale din cadrul Universului. Shiva, încă o dată, repet, este un tapasvi, un pusnic neortodox, care refuză să se conformeze căilor lumii. El trăiește după propriile reguli spirituale, care, din păcate, nu întotdeauna sunt acceptabile pentru societatea tradițională la nivelul ierarhiei universale. Și iată, prin Shiva, pentru că Shiva cumva se ține mai deoparte de toate zeitățile din cadrul Universului, de toți semizeii din cadrul Universului, el se ține mai departe de toate activitățile rajasice, pasionale din cadrul Universului, pentru că Shiva se numește Been There, Done That. Deci el a distrus acest univers o cantitate infinită de ori. Deci el știe cu ce se termină toată activitatea materială, cu dezastru. Prin urmare, Shiva distruge universul la sfârșitul existenței lui. Și știm cu toții acele poze în care Shiva apare ca Nataraj, adică ca zeitatea care dansează acel dans al distrugerii universale. Și se spune în texte că părul Domnului Shiva este împrăștiat peste tot și cu tridentul său, care reprezintă acele trei moduri ale naturii materiale, Shiva străpunge conducătorii diferitelor planete și diferitelor direcții, inclusiv și pe Daksha, la sfârșitul existenței Universului. Și în acea stare caotică, să spunem așa, Shiva râde, el dansează cu mândrie, el își împrăștie mâinile ca steaguri, în timp ce sunetul împrăștie norii peste tot în lume, în lume, și focul devastator cuprinde tot Universul. Și e foarte interesant cum Bhagavad Purana descrie, alte Purane nu descriu acest detaliu, dar Bhagavad Purana descrie că Shiva, într-un sens, manifestă frustrarea lui Ishvara, Divinității Supreme, față de entitățile vii care din nou au eșuat încă un ciclu cosmic, au eșuat să se libereze. Și atunci, prin intermediul Domnului Shiva, Divinitatea Supremă, și exprimă această frustrare că voi iară să așeșuat, ok, atunci facem un rebust. Atunci pornim de la început totul, distrugem totul, vă mai dăm încă o șansă. Și iată, universurile materiale tot așa sunt create, menținute și distruse din nou și din nou și din nou o eternitate întreagă. Prin urmare, Shiva înțelege foarte bine natura existenței materiale. Dukkhalayam Ashashvatam. Natura materială este temporară, plină de suferință, n-am ce să mă implic în aceste activități sociale. A doua motivație de ce Shiva nu a vrut să vină la sacrificiul lui Daksha a fost upeksha, în sanscrită,
Objection înseamnă a ignora o persoană. Și aici avem un detaliu foarte important. În Bhagavad Purana, în canto 11, dacă nu mă înșel, dar în canto 11, avem descrierea celor trei tipuri de transcendentaliști, transcendentaliști începători, Kanishta, cei care sunt mai avansați, Madhyama, și cei care au atins perfecțiunea practicii spirituale, Uttama. Și atunci când este descris transcendentalistul de categoria a doua, Madhyama Adhikare, se spune Ishvare tadadineshu balisheshu dvishatsucha prema maitri kripa upeksha yakaroti samadhyama. În acest verset se spune că un transcendentalist avansat este un yogin, un devotat, care venerează suprema personalitatea divinității ca și cel mai înalt obiect al dragostei sale. El își face prieten cu alți sadaka, cu alți devotați ai divinității supreme. El este plin de compasiune față de entitățile vii inocente și în același timp el cu cei ignoranți îi evită. Deci el evită entitățile care sunt ignorate, entitățile care, nu care sunt ignorante, dar entitățile care sunt pline de invidie. El invită acest gen de persoane pentru că dacă el încearcă într-un mod artificial să interacționeze cu ele, el le provoacă ofense. Prin urmare, din compasiune pentru ele, un transcendentalist evită asocierea cu persoanele invidioase și Bhagavatam explică în măsura în care persoanele invidioase își manifestă atitudinea lor, deci cumva dușmănoasă, în acea măsură, transcendentalistul Madhyama ține o distanță respectuoasă cu persoanele respective și nu interacționează cu ei pentru a nu-i provoca și mai multe ofense la adresa sa. Și din această motivație, deci Shiva l-a ignorat pe Daksha, el n-a vrut să interacționeze cu el pentru că Daksha l-a ofensat într-un mod deschis. Dar Sati era foarte nerăbdătoare să-și vadă rudele și ulterior, deci ea a plecat singură la acel sacrificiu. Și când Sati împreună cu adepții ei ajunge la arena sacrificiului, nimeni nu întâmpină în afară de mama sa, de surorile ei. Și tatăl ei nici măcar n-a vorbit două cuvinte cu ea, a ignorat-o total. Și aici vedem pe slide, vedem acea poză. Oh, apropo, am avut versetul. Deci, Ishvareta dadineshu balisheshu dvishatsucha. Dacă o să vreți să-l studiați, deci este Shrimad Bhagavatam 11.2.46. Acesta este versetul. Am uitat că am făcut slide-ul cu el. Îmbătrânesc. Și aici mai avem următorul slide, unde o vedem pe Sati, care încearcă cumva să discute cu tatăl ei, cu Prajapati Daksha, dar vedem după mutra lui Daksha, deci vedem care este atitudinea lui față de fiica sa. Și atunci, foarte supărată și întristată, Sati și-a condamnat tatăl său, vorbind împotriva lui, în prezența tuturor, un lucru care în cultura vedică, în civilizația vedică, era ceva foarte, foarte uimitor. Și zeița Sati atunci a spus, printre altele, a spus că Domnul Shiva este cel mai iubit dintre toate entitățile vii, pentru că el este plin de compasiune. Lui nu este foarte drag nimeni și el în același timp nu-și face dușmani, deci el are o atitudine dincolo de dualitatea lumii materiale, Dvandva Mohan, Vinir Muktam, cum se spune în Bhagavad Gita, că de obicei entitățile condiționate, deci noi cumva fluctuăm dintre prietenie și dușmănie în cadrul existenței materiale sau dintre like, dislike, dintre iubire și ură, dintre tot felul de aspecte al dualității existenței materiale. Pe când Shiva este dincolo de această dualitate și Sati spune, nimeni în afară de tine n-ar putea fi invidios pe o astfel de ființă universală care este liberă de orice dușmănie. Și mie îmi pare foarte rău că corpul meu a fost produs de tine, prin urmare, eu nu mai vreau să am această povară, nu mai vreau să fiu legată cu tine prin această relație corporală și vreau să-l părăsesc. Și atunci Sati se așează într-o postură yoghină,
Vedem aici poza din dreapta și folosind procesul de yoga mistică, Sati invocă yoga Agni, ceea ce înseamnă aerul de foc sau prana de foc din interiorul corpului, prin care își generează un gen de combustie internă ce îi incinerează corpul. Și iată în acest mod Sati își anihilează cu trupul său în furie. Și dacă vă aduceți aminte, am vorbit duminica trecută despre acel ritual din părțile rurale ale Indiei, care se numește Sati, în care văduvile caste cumva își incinerează corpul său în focul în care sunt incinerate trupurile soților săi decedați, cu ideea de a atinge paradisul, de a atinge destinația unde va pleca sufletul soțului său. Și Daksha, care, încă o dată vă reamintesc, Daksha este un prajapati, un semizeu de un rang foarte, foarte superior. El este generatorul, progenitorul tuturor entităților vii din cadrul Universului. Se presupune de la el că el ar trebui cumva să fie plin de compasiune față de toate entitățile vii, și să mai vorbim acum despre fiica lui. Dar Daksha, fiind orbit de invidia sa, deci el rămâne complet indiferent și lipsit de vreo reacție sau de respect față de propria sa fiică, Sati, și el nici măcar nu manifestă nicio reacție absolut. Deci el rămâne complet rece, da, față de ceea ce s-a întâmplat cu corpul lui Sati. Și atunci însoțitorii lui Sati, care veniseră cu ea, s-au pregătit să-l omoare pe Daksha cu armele lor. Deci toți acei spirite, goblins, tot fel de yaksha, kushmanda, pishacha, buta, sunt tot fel de gradații de spirite subtile din Bila Swarga. Este, de fapt, o dimensiune deasupra, exact deasupra pământului, deasupra nivelului pământean în care trăim noi acum. Sunt niște, să spunem așa, civilizații paralele cu noi. Și aceste entități vii, deci, au vrut să-l omoare pe loc pe Daksha, dar văzând acest pericol, Bhrigu Muni, care era brahmanul principal, apropo, Krishna spune în Bhagavad Gita, în capitolul 10, el spune că dintre brahmani eu sunt Bhrigu, deci Bhrigu este o persoană foarte, foarte elevată din punct de vedere spiritual, dar Bhrigu își făcea datoria, deci el cumva era supusul lui Daksha și el trebuia să organizeze ca un preot, el trebuia să organizeze acest sacrificiu. Și atunci tu când ai inițiat un sacrificiu, tu trebuie să ești obligat să-l protejezi. Prin urmare, când Bhrigu a văzut un pericol care a apărut, care putea tehnic să întrerupe acest sacrificiu, Bhrigu a invocat cu ajutorul unor mantre mistice, deci el a invocat războinicii care se numesc Ribu, un gen de războinici universal, care imediat au atacat cu armele lor mistice, au atacat fantomele și spiritele din anturajul lui Shiva și lui Sati. Și atunci toți acești însoțitori a lui Sati au fugit în direcții diferite și au dispărut. Și acum haideți să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Maitreya a spus, când domnul Shiva a auzit de la Narada, e interesant că a intervenit Narada Muni. Deci când domnul Shiva a auzit de la Narada, înțeleptul Narada, că Sati, soția sa, era cu moarte din cauza insultei lui Prajapati Daksha față de ea și că soldații săi au fost alungați de semizei Ribu, Shiva a devenit foarte, foarte furios. Și acum, ca să înțelegem starea emoțională a lui Shiva, deci să înțelegem ce simte domnul Shiva, eu o să vă arăt o poză care pe mine m-a atins foarte profund, deci care arată exact starea emoțională a lui Shiva, care își ține corpul soției sale. Puranele descriu că corpul era carbonizat, aici încă el arată frumos cumva, dar corpul lui Sati arăta complet carbonizat. Și vă dați seama, deci în ce stare deci se află Shiva. Da, el este dincolo de dualitate. Dar în același timp trebuie să înțelegem un lucru, că
A fi un transcendentalist nu înseamnă a fi un robot care este lipsit de emoții. Ideea este că emoțiile trebuie să fie controlate, trebuie să fie stăpânite, dar Domnul Shiva, el este controlorul suprem, unul dintre Ishvara, dintre un membru al Trinității din cadrul Universului. Prin urmare, el are, tot ce se întâmplă cu el are un anumit scop creativ. So, un anumit scop de a genera ceva în cadrul acestui univers, de a oferi o lecție. Și iată, Shiva, în această stare complet frustrată, disperată, inima lui plină de durere, se spune în Bhagavad Purana că Shiva și-a apăsat buzile cu dinții săi și a smuls din capul său, el a smuls o șuviță de păr care ardea ca focul. Deci, și atunci s-a ridicat imediat, râzând ca un nebun, și a aruncat șuvița aia de păr, a aruncat-o în pământ. Shiva pronunță niște mantre mistice și în acest mod este generat un demon, cum Bhagavad Purana îl descrie, negru, înfricoșător, la fel de înalt ca cerul și la fel de strălucitor ca trei sori combinați, cu dinții foarte înfricoșători și cu părul de pe cap ca un foc aprins. Demonul avea mii de brațe echipate cu diferite arme și era decorat cu capete de oameni. Și aici avem o poză cu acest demon Virabhadra. Și acum sunt convins că Mirela o să vă povestească multe lucruri despre aceste trei variații ale posturii care se numește Virabhadra Asana la lecțiile de yoga. Ba, loc, chiar aș fi curios cumva să văd cum face aceste posturi. Și avem prima variantă, varianta A lui Virabhadra Asana, deci cu săbi în ambele mâini, de cum vedem exact aici pe poza, poza de sus. După aia avem a doua variantă, varianta B, Virabhadrasana, și focalizează, poziționează cumva adversarul, deci întinde sabia spre adversarul său. Și varianta 3, Virabhadrasana, deci când scoate sabia și taie capul lui Daksha. Lucru foarte interesant cum iată, dacă luăm în cultura chinezească. Nu am nimic cu ea, dar tot așa ca o mică remarcă. Deci ei cumva în gimnasticile lor sau în artele lor marțiale, cumva la originea acestor mișcări din artele marțiale chinezești stau animalele. Deseori, orice caz, stau animalele. Pe când la originea posturilor din yoga, care este o educație fizică satvică, să spunem așa, în modul bunătății, deci stau narațiuni vedice, stau narațiuni satvice din scripturile vedice, care la baza lor au o idee filozofică, o idee spirituală. Și iată, în acest sens, deci Shiva își manifestă furia sa în forma acestui. Aici pe poză vedem exact momentul când Shiva și-a rupt acel păr, l-a aruncat pe pământ și este generat acest demon Virabhadra. Și aici avem un detaliu foarte interesant. Iată, noi auzim deseori afirmații de gen că oamenii umili nu se supără ușor. Sau afirmații de gen că în măsura în care nu suntem umili și așteptăm să fim respectați, devenim certăreți. Și este un lucru adevărat, acest lucru. Dar, totuși, o întrebare interesantă. De ce Domnul Shiva, care este Vaishnava Namyatashambho, cum am vorbit data anterioară, el este cel mai mari dintre devotații Vaishnava. El este un sadhu, el este o persoană sfântă, el este un tapasvi, un sihastru yogin. Shiva, apropo, este un adi acharya, un maestru spiritual care stă la originea unei întregi succesiuni disciplice care se numește Rudra Sampradaya, prin care se transmite cunoașterea spirituală din planul transcendental în lumea materială pentru a elibera entitățile vii și eliberat din samsara, din ciclul de naștere și de moarte. Și atunci întrebarea este totuși, de ce Domnul Shiva, care ar trebui să fie un sfânt, un sadhu, și a ieșit din fire și și-a manifestat această furie în acest mod sălbatic, să spunem așa, care este complet violent. Da?
Poate are cineva vreo idee, deci aveți vreo idee, deci referitor la acest capitol. Deci cum gândiți? Cum ce credeți? De ce Shiva își manifestă furia sa, frustrarea sa în acest hal? Deci super dur, deci super, super violent, mai târziu. Da, eu nu spune, te rog. Cumva din compasiune pentru soția sa, pentru că a fost tratată în oricum prost, adică, na. Da, dar asta seamănă cu, în engleză se numește revenge. Cum se spune în limba română? Revenge? Răzbunare, dar nu chiar ca Da. o răzbunare, doar din compasiune pentru, da, de fapt, ba da, aveți dreptate, da, e un fel Okay. de. Deci din compasiune, din răzbunare față de Sati, ok, bun, deci, da. Alex? Că din cauza că a ofensat un devotat, practic soția sa era un devotat. Și Da, foarte bine, foarte bine, încă un aspect foarte important, da. Deci Sati, și ea fiind o Vaishnavi, deci ea a fost ofensată și deci a manifestat furia sa, bine, ok. Încă cine vrea să spună, Carmen? Poate cumva și pentru că soția lui nu mai era, care de obicei soția, am înțeles că de la alte lecții că protejează soțul prin cu energia ei, cu cumva, și poate că nemai fiind soția, el nu a mai fost protejat și cu toate celelalte, pentru faptul că a fost ofensată, pentru faptul că avea compasiune, m-a simțit să răzbunare, nu știu, cumva. Deci și v-a luat o razna, dar fiind neprotejat de soția sa, deci gata, el a devenit complet sălbatic, desfrânat. M-am gândit la energia feminină, cumva, care Da, a fost trecea printr-o. energie feminină. Și asta este adevărat. Deci aici, și ai dreptate aici, deci ai dreptate. Ai dreptate, deci pentru că soțiile prin energiile lor feminine, care reprezintă o gingășie, deci o anumită compasiune. Deci, de obicei, femeile, soțiile, îi ajută pe soții lor să se abțină de la bătăi, mai știu eu, de la tot felul de conflicte și așa mai departe. Deci, în acest sens, da, ai dreptate. Bine, dacă mai aveți vreo idee, ceva. Radu, spune-te, rog. Mă se aude? Da, se aude. Am o întrebare. Radu, deci noi o să avem un timp alocat pentru întrebări. Deci acum eu Da. Vreau să, dacă ignoranța are cumva un rol în toată deci situația asta. ține minte această întrebare și o discutăm mai târziu. De Dar acum... pe, da. Bun, Bogdan? Poate a preferat să se rănească mai mult pe el în acest gest decât să rănească pe altcineva și să scape de furie astfel? Da, bun. Și asta e o părere interesantă. Mulțumesc foarte mult, Gabriela. Mă gândesc că poate și ca o lecție pentru toate ofensele aduse de brahmani și de alte persoane legate de ritual, adică mă gândesc poate e ceva at a larger picture. Ca o lecție ce a vrut să fie dată de divinitate pentru toți cei implicați în ce s-a întâmplat. Cu siguranță avem un larger picture aici și venim imediat la această larger picture, cu siguranță. Cosmina, ai vrut să spui și tu ceva? Spune. Da, mă gândeam că poate este cazul în care mai degrabă să plătească valoarea karmică să plătească acum prin moartea sa, decât a fost o dovadă de milă, pentru că mai încolo ar fi fost catastrofic mai grav, ceva de genul. Da, e un detaliu interesant. Deci vedele spun că regele, în momentul în care îi oferă o pedeapsă supusului său instantaneu, îl eliberează pe supusul său, pe cetățeanul respectiv, îl eliberează de karma care ar fi venit în viețile viitoare într-o formă mult mai dură, mult mai urâtă decât în prezent. Prin urmare, deci, logica lui Cosmin este că Shiva a decis acum să-l pedepsească pe Daksha instantaneu, ca Daksha să nu sufere reacții karmice dure în viitor. Bun, Tatiana, ai vrut să tu spui ceva? Vreau să spun că dumnealui trebuia să restabilească Dharma și cred că s-a înfuriat fiindcă Daksha totuși e Prajapati și nu a avut compasiune față de el.
Da, Krishna spune, și eu mă gândeam de dimineață la acest aspect, Krishna spune, yadaya dahi dharma se agla nirbhavati bharata. Deci, atunci când principiile religioase sunt în declin, atunci eu descin singur și le corectez. Numai că Krishna face acest lucru într-un mod foarte delicat. Deși chiar și Krishna n-a putut să facă acest lucru complet delicat și n-a putut să evite războiul de la Kurukshetra, deși el a dus foarte multe tratate, el a fost un peacemaker, el a fost un soul trimis de a jucat rolul unui soul ca să-l convingă pe Duryodhana, deci să înceteze acest război și așa mai departe. Dar nici măcar Krishna n-a putut să evite războiul sau violența în situația cea gravă. Pe când Shiva nici măcar nu este preocupat să restabilească principiile spirituale într-un mod delicat. Deci el taie în carne, da? Și el restabilește principiile dharmei în acest mod. Bine, uitați-vă, aici avem un lucru foarte subtil și eu sunt convins că voi, fiind un public matur din punct de vedere atât material cât și spiritual, o să înțelegeți corect această explicație. Dar fiți atenți, pentru că dacă nu o să înțelegeți corect, you'll get in trouble. Da. De aceea e mai bine să fiți acum atenți. Și ideea este următoarea, ideea este simplă. Cum Shivarama Swami spune uneori, că mercy should not be blind. Compasiunea nu trebuie să fie oarbă. Și în mod similar, iertarea nu trebuie să fie oarbă sau smerenia nu trebuie să fie oarbă. Cum am spus, deci de la Shiva este un sadhu. El este o persoană spirituală. El ar trebui să fie titikshava karunika suhrida sarva dehinam, cum se spune în scripturile vedice. El ar trebui să fie plin de compasiune. Deci el ar trebui să fie complet tolerant și complet iertător. Dar în același timp există situații în care toleranța, în care compasiunea, ele nu sunt actuale, ele nu sunt corecte, deci nu sunt, caut un cuvânt, dar nu pot să-l găsesc. Nu sunt actuale, deci cred că asta e cel mai apropiat cuvânt pe care l-aș folosi în această situație. Și vreau să vă arăt un citat foarte frumos, haideți să-l citim cu toți împreună. Este un citat de la un discipol foarte avansat al lui Bhaktisiddhanta Saraswati, numele lui este Bhakti Rakshakshidhar Dev Goswami. El a fost un prieten foarte apropiat al lui Bhaktivedanta Swami și la Prabhupada. Și Dharma Maharaj scrie într-un articol de său despre smerenie. El explică un moment, exact momentul acesta. El spune, smerenie înseamnă să nu încalci drepturile altora. Deci aici e o definiție foarte cumva conchisă al ceea ce este smerenie. Cu toate acestea, smerenia nu trebuie să fie autodestructivă. Un discipol este foarte umil în relația cu gurul său, nu în interacțiunea cu oamenii ignoranți. Și Dharma Maharaj folosește cuvântul gunda, care e un cuvânt în bengalez pentru ceva de gen gangster, da, sau bandit, mai știu. Deci, cu alte cuvinte, nu în interacțiunea cu oamenii ignoranți, cu gunda. În general, credem că smerenia trebuie manifestată față de lumea exterioară, dar această înțelegere nu este corectă. Pentru o persoană gânditoare, membrii lumii exterioare sunt înșelați de energie iluzorie maya. Prin urmare, din punct de vedere spiritual, majoritatea oamenilor sunt nebuni. Smerenia nu trebuie ajustată sau adaptată nebuniei. Și asta este frază cheie din acest citat. Smerenia nu trebuie ajustată sau adaptată nebuniei oamenilor. Deci când ai de-a face cu oameni nebuni, smerenia poate să nu fie actuală. Deci ea, vei face o prostie dacă vei manifesta smerenie. Și el dă aici exemplu cu Hanuman mai departe. Spune, când este necesar, Hanuman, care era un mare devotat al Domnului Rama, Hanuman era un mare sfânt, Hanuman este o zeitate, Hanuman este un semizeu pe nume Vayu, incarnat în formă de Hanuman. Deci când este necesar și Hanuman arde orașul de aur Lanka,
Smerenia sa nu este tulburată. El este cât se poate de umil în îndeplinirea ordinului domnului Ramachandra. Eu țin minte odată, noi erau anii 90 și noi am avut un harinam, deci o procesie de cântare, un kirtan în stradă. Și la un moment dat s-a apropiat un grup de Cosmine, cum se traduce? Punks? Deci punkiști, punch. Derbedei. Derbedei punch, da, care s-au apropiat de devotați și au început să-i bată, să-i bată cu picioarele și așa mai departe. Și printre noi era Prabhu Vishnu Swami, un discipol de la Prabhupada, el cânta la karatala. Maharaja a dezlegat karatalele, care erau destul de mari, și le-a învârtit în jurul capului său ca un nunceacu și poc, poc, poc. Băieții au fugit și noi eram foarte uimiți în sens că cum un swami, deci un maharaj, manifestă violență. Dar el după aia a explicat. Deci eu i-am apărat pe devotați. I-am luat apărare devotaților. Și în acest sens, deci iarăși, smerenia nu trebuie să fie oarbă. Ea trebuie să fie înțeleaptă. Deci Hanuman își manifestă mânia și furia sa atunci când este necesar. Da? Și cum spune mai departe și Dharmaraj aici, nu manifesta smerenia în fața unui șarpe, tigru sau șacal. Deci se apropie un șarpe de tine și tu atunci îi spui, păi trebuie să fiu umil, trebuie să fiu smerit, acum trebuie să mă munci, asta este muște, trebuie să, asta este karma mea, păi that's life, ce se face. Da? Sau un tigru, da? Da? Deci se apropie de tine și atunci îi spui, păi asta este karma mea, trebuie să fiu umil, nu. Aceasta este o umilință în modul ignoranței. Da? O umilință falsă, să spunem așa, oarbă. Și mai departe, el explică. Smerenia trebuie să fie manifestată față de devotații divinității Vaishnava, față de practicanții spirituali Sadaka și față de maestru nostru spiritual Sri Guru. Fii umil acolo, în planul transcendental. Dar când cineva în lumea materială ți se urcă în cap, atunci nu neapărat că este cazul să-ți manifestezi acest sentiment foarte frumos și important spiritual care este smerenia. You got it? Deci încă o dată vreau să spun, e un lucru care trebuie înțeles, asupra care trebuie meditat. Cum și la Prabhupada de dea exemplu, și spunea discipolilor săi, el spunea că voi trebuie să fiți ca un, cum se traduce cuvântul lamb din engleză? Miel. Ca un miel. Voi trebuie să fiți ca un miel la templu, în centru. Și voi trebuie să fiți ca un leu la jobul pe care îl faceți voi acolo, în lumea materială. Dar problema apare atunci când voi vă întoarceți de la job și vă comportați ca un leu. Deci, voi aici cine sunteți? Atunci voi foarte rapid veți fi puși la punct. Da? Fiți un miel în satsanga. Da? Asta se așteaptă. Da? Acolo manifestați smerenie, acolo manifestați toleranță și toate calitățile transcendentale. Dar în lumea materială trebuie să fim inteligenți. Da? În lumea materială nu trebuie să permitem persoanelor nebune să se urce în capul nostru și cumva să ne deranjeze, să ne violeze, să ne încalce drepturile și așa mai departe. Și aici tot trebuie să știm doza, trebuie să știm măsura în care noi manifestăm furia. Pentru că Shiva, bineînțeles, el a manifestat la extremă. Dar în spatele acele manifestări a fost, iarăși, a fost o lila, a fost un anumit plan cosmic. Pe când în cazul nostru, deci trebuie să avem un anumit echilibru, o anumită abordare cumva echilibrată, da? Atunci când avem de-a face cu oamenii nebuni. Da? Deci, încă o dată repet, în interacțiunea cu oamenii nebuni nu neapărat trebuie să manifestăm smerenie. Bun, este un food for thought, deci pentru voi, dacă o să aveți întrebări la sfârșit mai discutăm. Haideți să vedem ce se întâmplă mai departe. Când acel gigantic demon a întrebat cu mâinile încrucișate, ce să fac domnul meu,
Domnul Shiva cunoscut sub numele de Bhutanatha, ordonat direct. Pentru că ești născut din corpul meu, ești șeful tuturor asociațiilor mei. Prin urmare, ucide-l pe Daksha și soldații săi la acel sacrificiu. Și aici avem un detaliu important. Bhagavad Purana descrie că Shiva și-a smuls din cap o șuviță de păr care ardea ca focul, pe când în alte purane se descrie că de fapt au fost două șuvițe. Și aici avem o poză interesantă, în care se descrie că din prima șuviță de păr, deci a apărut demonul Virabhadra, care se descrie ca întruchiparea sau întruparea destructivă a lui Shiva sau personificarea furiei destructive a lui Shiva. Dar din a doua șuviță de păr a apărut Bhadrakali, care este o incarnare întunecată și extrem de violentă al zeiței mama din cadrul universului, adică a lui Durga. Și Bhadrakali, deci ea avea o formă teribilă, cu 18 mâini, fiecare ținând arme, precum tridentul, discul, sulița, buzduganul și așa mai departe. Și puranele descriu că Virabhadra și Bhadrakali, deci era un cuplu care lucrau în tandem pentru a distruge totul la vedere. Da? Și împreună cu Bhadrakali, Bhadrakali s-a mai manifestat încă în 8 forme adiționale, care au luat formă de diferite aspecte ale lui Durga, cum ar fi Chandamudai, Ishani, Bhadrakali, Katyayani, Vaishnavi, Tvarta și așa mai departe, care sunt diferite nume al lui Zeița Kali sau Zeița Durga, care s-au manifestat din Bhadrakali și care au participat la acel măcel care se întâmplă în continuare mai departe. Și aici haideți să citim puțin. Mulți alți soldați ai domnului Shiva au urmat personalitatea fioroasă într-o revoltă tumultuoasă. Purta un mare trident suficient de înfricoșător încât să omoare chiar și moartea, iar pe picioare purta brățare care păreau să urle. În acel moment, toate persoanele adunate în arena sacrificiului, brahmanii, preoții, șeful ritualului de sacrificiu și brahmanii și soțiile lor, se întrebau de unde vine acest întuneric, de unde vine această furtună de praf. Va avea loc dizolvarea planetei? Prasuti, soția lui Daksha, împreună cu celelalte femei adunate, au devenit foarte neliniștită și a spus: acest pericol a fost creat cu siguranță de Daksha din cauza morții lui Sati. În timp ce toți oamenii vorbeau între ei, Daksha a văzut preziceri periculoase din toate părțile, de pe pământ și din cer. Și interesant, aici Daksha începe să simte că, ups, he got into trouble. Și el începe să simtă și să vadă tot felul de semne prevestitoare inauspicioase. Și în scripturile vedice există un tratat care se numește Nimitta Shastra. Este un tratat care descrie diferite semne prevestitoare despre situațiile care se întâmplă exact în acel moment. Și iată câteva exemple, deci exemple de semne prevestitoare din acea șastră. De exemplu, se spune când simțim ceva de gen zvârcniri neașteptate ale părților corpului, deci este un lucru inauspicios. Sau când vedem căderea sau apariția unei comete, deci ea de asemenea anunță lucruri rele. Sau, de exemplu, ciripitul neobișnuit al păsărilor sau sunetele făcute de animale. Eu țin minte când eram copil înainte de cutremur, deci câinii începeau să latre, pisicile cumva aveau o conduită foarte, foarte ciudată. Nu? Sau știm cu toții exemplul clasic al faimoasei pisici negre care îți trece drumul. Deci, care este adevărat? În diferite culturi, această situație este tratată din diferite puncte de vedere, dar totuși în cultura vedică se spune că când o psihică îți trece drumul, nu este auspicios. Deci este un semn că va exista o problemă sau un eșec la munca pe care o faci în prezent. Pentru că din punct de vedere al astrologiei, pisica neagră reprezintă planeta Saturn, care dea întârzieri și eșecuri. Nimita șastră mai descrie alte exemple cu semne prevestitoare, cum ar fi, de exemplu, niciodată să nu începi o călătorie sau un efort important dacă vezi vase goale sau vezi pe cineva cu niște găleți goale fără apă.
sau dacă vezi, înainte de a pleca la cale, vezi o persoană cu un singur ochi, sau dacă vezi o persoană cu ochi încrucișați, de asemenea, nu este un semn auspicios. Și la Prabhupada, de asemenea, spunea că nu este bine să pleci la drum joi. Și el spunea, dacă totuși inevitabil trebuie să pleci joi undeva la drum, atunci puneți încălțămintea afară, deci la ușă, dincolo de ușă, puneți-o de cu miercuri seara și atunci se consideră că ai plecat. Deci tu deja ai plecat din casă, deja ai ieșit din casă și în acest mod, deci cumva, nu știu, din punct de vedere energetic, karmic, deci lucrurile sunt contracarate. Da? Se spune de asemenea, începeți un proiect când vedeți un steag, un rege, un elefant, o femeie frumoasă sau o femeie care poartă oale pline cu apă sau când cineva le umple. E bine să începi un proiect când auzi sunetul unui clopot sau când vezi un vițel hrănindu-se de la vaca mama. Se spune că a vedea un măgar este rău când călătorești sau să vezi doi măgari e bine din contra. Sau dacă vezi o vacă, tot este bine. Sau mai ales o vacă care își hrănește vițelul, este foarte bine. Nu este bine să vezi o vacă care este trasă de frânghie. De asemenea, se spune în Nimita Shastra că dacă o fată care plânge trece în stânga ta, e un semn rău. Dacă un băiat plângător trece în dreapta ta, este un semn rău. Și se spune că este de noroc dacă există o senzație de furnicături pe tot capul, pe partea dreaptă a frunții, colțurile ochilor sau aripile nasului, în buza superioară sau inferioară, în centrul pieptului, în abdomen, pe partea dreaptă a spatelui sau în brațul drept. Și în același timp se spune vor exista eșecuri și dificultăți dacă se simte furnicături în partea din spate a capului, în ochiul stâng, în mâna stângă și pe tot spatele. Și Nimita Shastra, de asemenea, descrie obiecte de bun augur de văzut înainte de un proiect sau de dimineață mai ales. Se spune că e foarte auspicios dimineața pentru un bărbat să-și vadă. Primul lucru care îl vede un soț dimineața este să-și vadă soția sa zâmbitoare. Da. Și în cultura vedică se presupune că soția trebuie să se trezească puțin mai devreme decât soțul. Ea trebuie să arate îngrijită, deci să nu aibă o perucă pe capul ei. Ea trebuie să fie zâmbitoare și micul dejun deja trebuie să fie pregătit. Aici am adăugat de la mine, cer iertare. De asemenea, se spune că este foarte auspicios. Apropo, nu este auspicios primul lucru care îl vezi dimineața când îți deschizi ochii să vezi un păianjen. Tot este un semn prevestitor. Urit, după cât te țin minte din acest gen de descrieri din Shastra. Este auspicios să vezi instrumente muzicale, să vezi fructe, să vezi flori, să vezi o umbrelă, să vezi un cal, să vezi un elefant, să vezi o vacă, este auspicios, să vezi o oglindă. Dar bănuiesc că nu este vorba chiar să stai holbat în oglinda aia de dimineață, deci să vezi o oglindă. După aia, să vezi haine albe, să vezi miere, să vezi orez, să vezi lapte. După aia, să vezi procesii de sărbători, festivaluri sau ceremonie de căsătorie, de asemenea, este bine, de bun augur când o vezi. Și mai departe avem lucruri și mai interesante. Este foarte auspicios de dimineață, primul lucru care îl vezi, să vezi o zeitate a lui Krishna sau să vezi planta sacră Tulasi. Sau să vezi o scriptură sacră. Eu, în ashram, am avut colegi care dormeau cu Bhagavad Gita la cap. Cu Bhagavad Gita și cu Shrimad Bhagavatam la cap. Ei aveau visuri de groază și vedele spun că dacă vrei cumva să te protejezi de visuri de groază, atunci pui o scriptură sacră la capul tău și ea cumva te protejează. Este auspicios și de bun augur de dimineață să vezi, se spune, să vezi maestru spiritual, poza cu maestru spiritual. De aceea noi avem acele Jagrata Mantra, deci mantra de trezire pe care le rostim de dimineață, meditând asupra maestrului spiritual. Este auspicios de dimineață să-ți vezi Japa Mala, și este firesc, trebuie neapărat să o vezi,
și să nu s-o lasă, s-o n-o lași să postească de dimineață. Cum și la Prabhupada a văzut odată într-un centru, a văzut un săculeț cu geapă mală agățat de un cuie pe un perete și Prabhupada s-a apropiat și a ridicat săculețul și a spus: a cui săculeț cu geapă mală plânge aici, agățat de perete? Și de asemenea este foarte, foarte auspicios, deci să... Da, zeitatea lui Krishna a spus, să vezi zeitățile lui Krishna, Radha Krishna, Domnul Chaitanya și așa mai departe. Deci toate indică noroc și succes. Pe când în cazul lui Daksha, Daksha a simțit și a văzut semne previstitoare negative. El a înțeles că ceva se întâmplă inauspicios. Haideți să citim mai departe, să vedem ce s-a întâmplat. Înțeleptul Maitreya a continuat. Toți adepții Domnului Shiva au înconjurat arena sacrificiului. Unii dintre soldați au dărâmat stâlpii care susțineau pandalul sacrificiului. Unii au început să distrugă arena sacrificiului. Au spart toate ghivecile făcute pentru a fi folosite în sacrificiu. Iar unii dintre ei au început să stingă focul de sacrificiu, care apropo este un lucru foarte inauspicios. Au spart toate ghivecile făcute pentru a fi folosite în sacrificiu. Acest gen de ghiveci, apropo tot, este un semn de bun augur. Ele tehnic se numesc kalasha. Kalasha înseamnă așa un gen de ghiveci care este făcut din argilă, din lut, și ele sunt acoperite cu frunze și ele trebuie neapărat, este un element care trebuie să fie prezent în timpul sacrificiilor, în timpul nunților vedice, în timpul inițierilor, și deseori pe ele este desenat semnul swasticii, dar este swastica vedică, deci nu este swastica națistă, este swastica vedică, care reprezintă semnul soarelui, care este un semn foarte, foarte auspicios. Și toate aceste kalașe, deci toate au fost zdrobite, și mai departe se descrie că unii au blocat calea înțelepților care fugeau, unii au amenințat femeile adunate acolo, alți războinici, demonici, i-au arestat pe semizeii care fugeau din Pandal. Maniman, unul dintre adepții Domnului Shiva, i-a arestat pe Brighu Muni, iar Virabhadra, demonul negru, l-a arestat pe Prajapati Daksha. Și aici vă rog să fiți atenți, pentru că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. De-aia puteți să nu vă uitați la această imagine. Dar este exact lucrul care s-a întâmplat acolo. Deci, și Bhagavad Purana spune, așa cum Baladeva a scos dinții lui Dantavakra în timpul pariului de la ceremonie de căsătorie a lui Aniruddha, Virabhadra cu Bhadrakali a scos dinții atât lui Daksha, care i-a arătase în timp ce blestema pe Domnul Shiva, cât și dinții lui Pusha, care zâmbind îngăduitor își arătase și el dinții atunci când Domnul Shiva era bagiocorit de Daksha. Deci asta au fost reacțiile karmice. Apoi Virabhadra și-a așezat pe capul, pe pieptul lui Daksha și a încercat să-l separe capul de corpul său cu arme ascuțite, dar nu a reușit. Iarăși nu uităm, Daksha era o personalitate mistică și el probabil a folosit și el niște mantre de protecție care acționau ca un gen de scut în jurul său. Și prin urmare Virabhadra n-a putut să-l decapiteze instantaneu, deci el a trebuit să muncească puțin ca să atingă acest lucru. Virabhadra a fost foarte uimit. Apoi Virabhadra a văzut un dispozitiv de lemn în arena sacrificiului prin care animalele urmau să fie ucise. A profitat de această facilitate pentru a-l decapita pe Daksha. Și aici vedem o poză de la BBT, în care arată exact momentul când Virabhadra îl decapitează pe Daksha. După ce au văzut acțiunea lui Virabhadra, adepții Domnului Shiva erau mulțumiți și strigau cu bucurie și toți demonii, Buddha, fantomele au scos un sunet tumultuos. Pe de altă parte, brahmanii responsabili de sacrificiu jeleau întristați moartea lui Daksha. Virabhadra a luat apoi capul și cu mare furie l-a aruncat în partea de sud a focului de sacrificiu, oferindu-l ca ofrandă. În acest fel, adepții Domnului Shiva au devastat toate aranjamentele pentru sacrificiu. După ce au dat foc întregii arene, au plecat spre locuința stăpânului lor în Kailash.
Toți preoții și ceilalți membrii ai adunării de sacrificiu și toți semizeii fiind învinși de soldații Domnului Shiva și răniți de arme precum tridente și sebi, l-au abordat apoi pe Domnul Brahma cu mare teamă. Deci semizeii de obicei, când se întâmplă situații foarte dificile de acest gen, ei apelează sau la ajutorul Domnului Vishnu sau la ajutorul GBC-ului Universului, care este Domnul Brahma. Și atunci, haideți să vedem ce se întâmplă mai departe. După ce i-a oferit plecăciuni Domnului Brahma, iată aici vedem o poză cu Domnul Brahma, semizeii au început să vorbească în detaliu despre toate evenimentele care avuseseră loc. Atât Domnul Brahma cât și Vishnu știau deja de astfel de evenimente, că ele vor avea loc în arena sacrificiului lui Daksha, și știind în prealabil, nu au mers la sacrificiu. Când Domnul Brahma a auzit totul de la semizeii și membrii care participaseră la sacrificiu, el a răspuns: nu poți fi fericit în efectuarea unui sacrificiu dacă blasfemiezi o mare personalitate. Prin urmare, îi jignești picioarele lui de lotus. Nu poți avea fericirea în acest fel. Și data anterioară noi am vorbit despre aparada. Aparada înseamnă contra principiului Radha, ceea ce înseamnă contra energiei spirituale. Aparada înseamnă ofensă și există sadhu aparada sau vaishnava aparada, ofense față de devotați, ofense față de practicanți spirituali care aduc reacții drastice. Și aici vedem exact care sunt reacțiile pentru ofense față de devotatul Shiva, da? Față de sati, devotata sati. Și trebuie să înțelegem un principiu foarte important la acest capitol, că dacă în numele unui sacrificiu, în cazul nostru, dacă în numele practicii noastre spirituale, noi ofensăm un alt sadaka, niciodată nu vom fi în stare să atingem sadia, să atingem scopul final al practicii noastre spirituale de sadhana. Deci asta este încă o lecție pe care trebuie să o extragem la acest capitol. Domnul Brahma a spus semizeilor: l-ați exclus pe Domnul Shiva de la participarea la rezultatele sacrificiului și prin urmare sunteți toți ofensatori ai picioarele lui de lotus. Totuși, dacă nu aveți rezerve mentale și dacă vă predați lui și cădeți la picioarele lui de lotus, el va fi foarte mulțumit. După ce i-a instruit astfel pe toți semizeii, pe pitas și pe stăpânii entităților vii, Domnul Brahma i-a luat cu el și a plecat spre locuința Domnului Shiva, cunoscut sub numele de Muntele Kailash. Cu toții au ajuns într-un loc al Muntelui Kailash, unde se afla un mare copac de banian care avea o înălțime imensă. Și aici vedem o poză, exact este poza când apare Domnul Brahma împreună cu semizeii din spate. Și aici îl vedem pe Domnul Shiva, înconjurat de niște înțelepți semizei și în frunte cu Narada Muni, pentru că Narada i-a povestit de fapt lui Shiva ce s-a întâmplat cu Sati. Acel arbore banian avea o umbră fină care răcea permanent temperatura, totuși nu era niciun zgomot de păsări. Semizeii l-au văzut pe Domnul Shiva așezat sub acel copac, care era capabil să ofere perfecțiunea yoginilor mistici și să elibereze toți oamenii. La fel de grav ca timpul etern, Shiva părea că a renunțat la orice mânie. Domnul Shiva stătea acolo înconjurat de persoane sfinte precum Kuvera, stăpânul Guhyaka și cei patru Kumara, care erau deja suflete eliberate. Domnul Shiva era grav și pios. Era așezat pe o piele de căprioară și practica toate formele de austeritate. Pentru că trupul său era murdărit cu cenușă, arăta precum un nor de seară. Pe părul lui era semnul unei semilune, o reprezentare simbolică. Shiva era așezat pe o saltea de paie și vorbea cu toți cei prezenți, inclusiv cu marele înțelept Narada, căruia i-a vorbit în mod specific despre adevărul absolut. Piciorul său stâng era așezat pe coapsa sa dreaptă, iar mâna sa stângă era așezată pe coapsa sa stângă. Această postură de ședere se numește Vira Asana. În mâna dreaptă ținea mărgele de Rudraksha, iar degetul său era în modul de argumentare. Toți înțelepții și semizeii în frunte cu Indra au oferit plecăciunele respectoase Domnului Shiva cu mâinile încrucișate.
Domnul Shiva era îmbrăcat în haine de șofran și absorbit în transă, părând astfel a fi cel mai important dintre toți înțelepții. Picioarele de lotus ale Domnului Shiva au fost venerate atât de semizei cât și de demoni, dar totuși, în ciuda poziției sale exaltate, de îndată ce a văzut că Domnul Brahma se afla acolo printre toți ceilalți semizei, Shiva s-a ridicat imediat și i-a oferit respectul, aplicându-se și atingându-i picioarele de lotus. Domnul Brahma, după ce a fost atât de venerat, Domnul Brahma, zâmbind, a început să-i vorbească Domnului Shiva. Dragul meu, Domn Shiva, știu că tu ești controlorul manifestării materiale. Tu creezi această manifestare cosmică, tu o menții și o anihilezi prin extinderea personalității tale, exact așa cum un păianjen își creează, menține și dizolvă pânza. Dragul meu Domn, devotații care și-au dedicat pe deplin viața picioarelor tale de lotus observă cu siguranță prezența ta ca Paramatma în fiecare ființă și ca atare nu fac diferență între o ființă vie și alta. Astfel de persoane tratează în mod egal toate entitățile vii. Ei nu devin niciodată copleșiți de furie precum animalele, care nu pot vedea nimic fără diferențiere. Persoanele care sunt pur și simplu atașați de activități fructoase, care sunt răutăcioase, care sunt mereu mâhniți să vadă starea înfloritoare a celorlalți și care astfel le cauzează celorlalți suferință rostind cuvinte dure și pătrunzătoare, sunt deja uciși de providență. Astfel nu este nevoie ca ei să fie uciși din nou de o personalitate exaltată ca tine. Dragul meu Domn, dacă în unele situații materialiștii care sunt deja învălmășiți de energie iluzorie insurmontabilă a Divinității Supreme, uneori comit ofense, o persoană sfântă, având compasiune, nu ia acest lucru în serios. O distrugător al sacrificiului, te rog să iei porțiunea ta din jertfă și permite ca sacrificiul să fie finalizat prin grația ta. Și aici noi vom încheia povestea de astăzi, dar noi vom continua, cu siguranță vom continua, pentru că povestea nu se încheie aici. Și duminica viitoare, deci noi vom vedea cum, care a fost finalul acestei narațiuni din Bhagavad Purana, vom vedea cum în sfârșit Domnul Shiva îl iartă pe Daksha. Și vom vedea în același timp cum Daksha, deși din punct de vedere formal el și-a cerut iertare, ceea ce se numește kshama, el totuși nu a meritat anugraha, pentru că uneori noi facem prostii în relații cu devotații. Și noi ne cerem, dacă ne cerem scuze, facem acest lucru într-un mod absolut formal. Și acest lucru nu este suficient pentru a contracara reacțiile karmice pentru acest gen de ofense. Kshama nu este suficientă. Trebuie să merităm ceea ce se numește anugraha. Anugraha înseamnă binecuvântările devotatului. Anugraha înseamnă că devotatul pe care l-am avansat este capabil din nou să-și deschide inima care a fost afectată de conduita noastră sau de cuvintele noastre urite. Și noi vom vedea cum, din păcate, Daksha și-a cerut o iertare formală. El a fost iertat de Domnul Shiva, care n-a avut să aibă treabă cu Daksha mai departe. Dar Daksha, mai departe în Bhagavad Purana se povestește, Daksha tot a continuat să facă ofense. Pentru că în inima lui el nu a simțit această remușcare adevărată, sinceră. Și prin urmare el l-a ofensat pe Narada Muni mai departe, deci el a făcut alte prostii în continuare mai departe ce urmează. Dar astea sunt alte narațiuni, alte povestiri care o să ajungem și la ele cândva. Dar aceste lucruri o să le discutăm mai multe, o să vorbim despre ele duminica viitoare. Acum doar, dacă țineți minte, noi vorbim despre cele anarta, despre cele impurități, pentru că Daksha nu era un sadaka. Daksha nu era un practicant spiritual sincer. Astăzi am spus, Daksha era un hedonist. Și a fi un sadaka înseamnă a fi o persoană care lucrează constant asupra purificării sale interioare. A fi un sadaka înseamnă o persoană care se interiorizează și analizează starea sufletului său, își analizează motivațiile sale, își analizează
gândurile sale, își analizează acțiunile sale. Și cel mai important, încă o dată vreau să spun, el sau ea își analizează cel mai important, își analizează motivația, de ce eu fac aceste lucruri în viața mea spirituală. Și iată, acest gen de introversie spirituală tehnică este numit Anartha Nivritti, deci este un proces de purificare de vicii. Și noi am discutat datele anterioare, deci Anartha Nivritti înseamnă eliberarea sau purificarea inimii de tot felul de impurități, de vicii. Și se dă exemplu cu aurul care este purificat prin încălzire repetată. Atunci când aurul este topit, toate amalgamurile, aleajele și toate impuritățile se ridică la suprafață și doar atunci ele pot fi separate. Și atât, într-un sens, procesul de sadhana și mai ales procesul de satsanga, procesul asocierii cu alți practicanți de, spiritual, deseori este comparat cu acest foc. Și foarte multe persoane nu rezistă acest foc. Da? Nu rezistă, pentru că noi am vorbit, noi am avut acel seminar despre 9 trepte în Bhakti Yoga. Și dacă vă aduceți aminte, foarte rar cine este capabil să treacă peste stadiul care se numește Anartha Nivritti, purificarea de Anartha, care este cea mai dureroasă perioadă și cea mai lungă perioadă. Dar dacă cineva trece peste această perioadă de Anartha Nivritti, de purificare de impurități, care are loc doar sub ghidarea devotaților, doar sub ghidarea maestrului spiritual în satsanga, nu ai cum să treci peste Anartha Nivritti singur. Deci nu este posibil acest lucru, pentru că tu nu vezi impuritățile care se află în inima ta. Deci, de obicei, ele sunt observate de devotații care au mai multe experiențe și ei ți le indică. Dar în momentul în care tu percepi aceste lucruri prin orgoliul tău, cum am auzit astăzi o lecție frumoasă de la Shivarama Swami, care spunea că sadhana is beyond false ego. Deci, sadhana este dincolo de falsul ego. Deci n-ai cum să faci sadhana dacă falsul ego ți-l pui înainte. Falsul ego trebuie să fie lăsat în spate dacă vrei să practici sadhana adevărată. Și acest lucru are loc doar în asocierea devotaților, care, încă o dată repet, este ca acel foc care purifică aurul, dar deseori mulți devotați nu rezistă și ei pleacă. După statistică, 90% da, din devotați nu rezistă exact această perioadă de Anartha Nivritti. Prin urmare, ar trebui să știm care sunt impuritățile, ar trebui să știm cum să le depășim și ar trebui să cerem ajutorul devotaților pentru a depăși aceste impurități. Și în cărțile de Bhaktivinoda Thakur, nu mai țin minte unde scrie Bhaktivinoda Thakur, unde scrie acest lucru. Harinama Cintamani și după aceea Bhajana Rahasya. În Bhajana Rahasya, Bhaktivinoda Thakur descrie acest verset în care el spune Maya Mukdasya Jivasya Genon Artha Chatur Vidha Hridaya Darbulyam Cha Paradosa Trishna Tattva Vibrama. El descrie 4 tipuri de impurități principale. Entitatea vie copleșită de Maya este atribuită cu 4 tipuri de anartha. Hridaya Darbulyam, slăbiciunea inimii, aparada, toate tipurile de rebeliuni și ofense, asat trishna, dorințe materiale și tattva vibrama, ceea ce înseamnă iluzie despre cunoașterea spirituală sau înțelegerea greșită a procesului de sadhana și al scopului final. Dar asta vom vorbi duminica viitoare. Acum, în contextul acestui proces de purificare al inimii, aș vrea să vă ofer un citat foarte frumos de la Jayapataka Swami, un discipol de al lui Srila Prabhupada, care odată a fost întrebat de un devotat din Mayapur, din India. Lui Jayapataka Maharaji s-a pus următoarea întrebare. Dacă ați avea mai mult timp liber, ce v-ați fi învățat discipolii? Deci, o întrebare foarte interesantă față de un guru. Da? Deci, este clar ce ne înveți acum, este clar ce înveți pe discipolii tăi acum. Dar dacă totuși ai avea mai mult timp și o posibilitate să interacționezi cu ei mai aproape, totuși, care ar fi
tainele sau secretele pe care le-ai fi învățat, le-ai fi predat discipolilor tăi. Și acum Jayapataka Maharaj a dat un răspuns foarte frumos. Probabil acest devotat, el cumva gândea că Jayapataka Swami o să spună că i-aș fi învățat aspecte ezoterice despre petrecerile lui Radha și Krishna, probabil aș vorbi despre Lila din Vrindavana, aș vorbi despre tot felul de practici ezoterice, cum ar fi Raganuga Sadhana sau diferite secrete din Bhagavatam. Dar spre uimirea acelui devotat, Jayapataka Maharaj a dat complet un alt răspuns. Și este un răspuns foarte, foarte apropo în contextul acestei discuții despre Anartha Nivritti, purificarea de vicii. Și Jayapataka Swami spune, ascultați cu atenție, dacă aș avea timp să-mi învăț discipolii, i-aș învăța să-și respecte părinții, devotații seniori, prietenii și Vaishnava. I-aș învăța să-i servească, să-i asiste și să-i ajute pe alții în serviciile lor. I-aș învăța să ierte și să uite greșelile altora. I-aș învăța cum să arate iubire, afecțiune și compasiune către frații lor spirituali. I-aș învăța să aibă o inimă mare care să acopere, să accepte toată lumea în mod necondiționat. Jayapataka Swami a continuat spunând că dacă iubești pe cineva, acel cineva te va iubi. Dacă îi areți milă, el va fi milos față de tine. Dacă judeci, vei fi judecat. Dacă ai încredere și credință, el va avea încredere și credință în tine. Dacă insulți, vei fi insultat. Dacă încurajezi pe cineva să-i servească pe Guru și Krishna conform abilităților sale, vei fi și tu încurajat în această privință. Dacă rănești pe cineva, vei fi rănit. Dacă areți compasiune în exterior când unii devotați au necazuri sau se abat de la cale, dar în interior te bucuri, vei păți și tu același lucru. Și atât când devotatul respectiv care a pus întrebarea aceasta a auzit acest răspuns, el a spus că este un răspuns de gen New Age, este un răspuns de gen, nu știu, din cercurile spirituale ezoterice, deci care vorbesc despre iubire, despre afecțiune, universal love și bla bla bla, deci lucruri de astea. Și devotatul cumva, sincer să spun, și eu când am început să citesc acest articol și eu cam așa, aceeași senzație am avut. De aia cumva a rezonat foarte bine cu articolul respectiv. Și Jayapataka Swami când a auzit această replică, acestea sunt toate aspecte exterioare și materialiste, prin urmare, pe noi, transcendentaliștii, lucruri de acest gen nu ne interesează. Și atunci Jayapataka Swami a răspuns. Aceasta este problema aspiranților spirituali, devotaților. Noi vorbim despre înalte principii ale Bhakti și predicăm pe larg principiile Bhakti Yoga, principiile conștiinței de Krishna, dar nu reușim să realizăm și să încorporăm aceste caracteristici umane, simple, dar mărețe, care sunt exact baza unui caracter de Vaishnava. Adică, cu alte cuvinte, acestea sunt calitățile satvice. Și noi am mai vorbit despre acest lucru, că dacă unui purceluș îi desenezi o tilak și îi pui o bindi pe frunte și un cercel în nas și îi pui o cantimala la gât, purcelușa respectivă nu devine un Vaishnava. Trebuie să ai o anumită conduită. Și noi, din păcate, având samskarurile din viața materială, noi deseori suntem ca acel taur în tarabă de porțelan chinezesc. Deci cam asta este problema noastră. Și iată, Maharaj spune, principalul impediment care încetinește creșterea sau avansul spiritual al unui practicant spiritual este invidia și sentimentele rele către alți devotați, mai ales către devotații seniori. Și tot ce stă în putință pentru a-i servi pe Guru și Krishna. Pentru că, deci pe devotații seniori care fac tot ce stă în putința lor pentru a-i servi pe Guru și Krishna. Atunci devotatul a înțeles sentimentele profunde ale lui Jayapataka Swami și i-a mulțumit pentru că l-a iluminat în privința acestui aspect fundamental important. Deci,
Încă o dată, noi uneori suntem prea tare interesați de a ne cânta 16 runde, a urma cele patru principii regulatoare, a studia Bhagavad Gita zilnic, a venera zeități, a participa în kirtan, a oferi o donație, deci a avansa în cariera noastră spirituală, pranama mantra, prima inițiere, a doua inițiere, bla bla bla, mai departe. Și cumva procesul acesta de anartha nivritti, care reprezintă baza avansului nostru spiritual, trece pe lângă noi. Deci noi luăm, cum se spune în Hari Bhakti Vilasa, că procesul transformării sub ghidarea unui maestru spiritual este similar cu procesul alchimic de transformare al aramei în aur. Aceasta se numește Diksha inițiere, procesul mistic al inițierii care transformă aurul în aur, fierul în aur. Dar noi deseori avem tendința să vopsim fierul inimii noastre cu culoare aurie. We look like Vaishnava, deci arătăm ca devotați din punct de vedere exterior, dar la nivel molecular nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă transformare. Și asta este exact diferența dintre religie și spiritualitate. Deci oamenii religioși rămân religioși, ei fac toate ritualurile, ei fac totul corect din punct de vedere exterior, dar transformarea internă nu se întâmplă, pentru că nu există procesul de anartha nivritti. De aceea este foarte, foarte important să nu trecem cu vederea acest aspect al vieții noastre spirituale și să acordăm o atenție suficientă purificării interioare. Ok, deci noi data trecută, noi am vorbit că există aceste patru tipuri de anartha. Hridaya darbulea, ceea ce înseamnă slăbiciunea inimii, care este împărțită în patru, aparada, ofensele sunt împărțite în patru, asatrișna, dorință pentru scopuri iluzorii, împărțită în patru, și tatva vibrama, concepție greșită despre adevăr, despre care vom vorbi duminica viitoare. Acum aș vrea să vorbesc despre a treia anartha, care ea este împărțită în trei, ea se numește tehnica asatrișna, deci înseamnă dorință pentru scopuri iluzorii și ea este împărțită în bhukti, siddhi și mukti. Și aici avem un verset la început, un verset foarte important, dar cred că o să revenim la el când o să vorbim despre mukti. La început, haideți să vorbim puțin despre bhukti, deci primul aspect al acestei impurități. Bhukti înseamnă bucurie lumească de forma familiei, bogăției, luxului și așa mai departe, bucurie cerească de forma nașterii într-un paradis. Deci când cineva este interesat în bhukti, bhukti provine de la cuvântul boga, ceea ce înseamnă bucurie senzuală, da, sau gratificarea simțurilor. Și când cineva este atașat de lucrurile lumești, totul este clar. Deci familie, bogăție, lux, prosperitate materială. Deci omul, deși din punct de vedere exterior, el urmează calea de vairagya, calea de renunțare, în interiorul său, el nu este atent să dezrădăcinească acele buruiene care mai au încă rădăcinile sale în inima lui în forma acestor gen de atașamente grosiere. Și un aspect mai subtil al lui bhukti sunt bucurile cerești, când cineva gândește că, ok, poate că nu o să ating Krishna Loka în viața viitoare, dar măcar în paradis nimeresc cu siguranță, pentru că totuși am meritat foarte multă punia. Am urmat principiile regulatoare, nu am mâncat carne o viață întreagă, am încercat cumva să mă abțin de la sex cât de cât am putut, nu am consumat intoxicanți, prin urmare, deci karma mea este bună, măcar în planetele cerești voi nimeri. Și eu țin minte odată Bhaktivedanta Goswami, unul din maeștrii noștri spirituali, el spunea că el este un astrolog foarte bun. Și el spunea că când se uita în astrogramele natale ale discipolilor săi, 90% dintre ei, deci ei erau sau ghiani, sau persoane care doreau mukti, eliberarea, sau persoane care cu siguranță, deci ei aveau rămășițe
de dorințe de acest gen de a atinge paradisul ceresc după moarte în viața viitoare. Deci chiar din punct de vedere astrologic, lucrurile erau evidente din acest punct de vedere. Prin urmare, dacă vrei să atingi bhakti, comuniunea cu persoana supremă divină, nu trebuie să fii ademenit de o bombonică care se numește bhakti, care se numește paradisul în cadrul lumii materiale, pentru că o celulă cu televizor și cu covoare și cu apă caldă în închisoare este totuși o celulă în închisoare, în mod similar. Chiar dacă cineva atinge paradisul ceresc după moarte în lumea materială, el încă se află în lumea materială și el cu siguranță sau ea va decădea înapoi în planetele mediocre unde se va implica din nou în karma. După aia, al doilea aspect al acestei impurități se numește Siddhi. Siddhi înseamnă dorința de a obține puteri supranaturale. În anii 90, în ashram, noi am avut un coleg care după vreo 5-6 luni de viață de ashram era foarte frustrat pentru că lui cineva i-a promis că cântând Hare Krishna mantra, el va obține Siddhi, el va obține puteri supranaturale. Vrăjvase, tu îl ții minte pe Shashi Prabha. Shashi Prabha avea un prieten, numele lui era Edic. Și acel Edic, deci el tot timpul la lecțiile de Bhagavatam, de dimineață, el punea întrebări. Și unde sunt Siddhi în sfârșit? Deci unde sunt puterile supranaturale? Mi-ați promis că o să pot să levitez, mi-ați promis că o să pot să citesc gândurile. Unde sunt? Din păcate, Edic a plecat din ashram. După, el a mai rezistat încă o perioadă scurtă, dar după aia a plecat. A plecat pentru că el era fixat. Eu am venit ca să obțin Siddhi, puteri supranaturale. Și când o să discutăm aceste puteri la Yoga Sutra, o să intrăm în profunzime și o să vedem. Ele sunt 8 principale, anima, ceea ce înseamnă a deveni mai mic decât cel mai mic, mahima, să devii mai mare decât cel mai mare, lagima, să devii mai ușor decât cel mai ușor, prapti, prakame, shitva. O să le discutăm mai în profunzime. Acum deja timpul nostru este foarte redus, de-aia nu o să intrăm acum în subiect. Dar unii oameni practică cântarea mantrei pentru a obține Siddhi. Și o să vedem ce explică Patanjali, că este una din ultimele capcane care sunt puse de energie iluzorie în fața unui transcendentalist. De-aia nu fiți ademeniți de aceste puteri, pentru că ele, de fapt, reprezintă dorința voastră de a deveni Dumnezeu și de a controla lumea materială. Atât. Noi suntem servitorii Divinității Supreme, nu suntem Dumnezeu. Poziția noastră constituțională este Dasa, Dasa, Gopi, Bartur, Pada, Kamalayor, Dasa, Dasa, Anu, Dasa. Prin urmare, dorința de a obține puteri supranaturale pentru a controla lumea materială și a controla alte entități vii este o dorință materială egoistă, subtilă, dar totuși materială și egoistă. Și în final avem ultimul aspect al acestei impurități, care se numește asatrișna sau dorință pentru scopuri iluzorii. Și aici avem ultimul aspect, este mukti, ceea ce înseamnă eliberare de naștere și de moarte. Și în Chaitanya Charitamrita avem un verset foarte frumos în care se spune, iată, vedem versetul jos pe aici, pe slide, care spune Krishna bhakta nishkama ataiva shanta bhukti mukti siddhi kame sakale ashanta. Deoarece un devotat al Domnului Krishna este lipsit de dorințe materiale, el este liniștit, shanti. Pe când adepții activităților fructoase, karmi, doresc bucurii materiale, bhukti. Înțelepții ghiani doresc să atingă eliberarea mukti, yoginii doresc puteri mistice siddhi. Prin urmare, fiind plin de poftă, de kama, ei nu pot atinge pacea. Și cuvântul moksha derivă din rădăcina muk în sanscrită, ceea ce înseamnă liber sau eliberare, mântuire, salvare. Și se referă în principal la eliberare din ciclul infinit al morții și reîncarnării, care se numește samsara. Și aici aveam un detaliu interesant. Uneori, scripturile vedice vorbesc despre mukti, vorbesc despre moksha. Și noi deseori vorbim la lecțiile noastre despre mukti și despre moksha.
Dar avem un citat din Brihat Bhagavatamrita care explică motivul de ce scripturile care descriu procesul de bhakti uneori discută eliberarea. Și citatul spune: șastrele care descriu procesul de bhakti yoga uneori descriu eliberarea, dar ele nu aclamă moksha ca fiind scopul final al disciplinii spirituale, deoarece în moksha nu există nicio urmă de fericire reală. Așa numită bucuria eliberării poate fi comparată cu bucuria de a nu fi bolnav sau plăcerea unui somn adânc. Deci, cu alte cuvinte, simpla scutire de boală sau de durere nu este fericire adevărată. Da? Tot așa cum nici fericire dintr-un somn profund nu este fericire, fiind doar o stare de ignoranță. Și atât, într-un sens, moksha înseamnă doar îndepărtarea mizeriei materiale sau oprirea activităților iluzorii create de Maya. Dar următorul pas este atins prin bhakti, prin devoțiunea adevărată, care acordă ananda, acordă fericirea care este atinsă atunci când, cum spune Patanjali Yoga Sutra, tadadrashta svarupe avastanam, atunci când svarupa, forma spirituală a sufletului, este trezită și apare relația cu persoana supremă a divinității. Iată, în două cuvinte pe scurt, câteva idei referitor la această impuritate care se numește asatrishna sau dorință pentru scopul iluzorii. Și trebuie să înțelegem că, în final, chiar și dorința de a te elibera tot este o dorință egoistă, pentru că tu te gândești la tine și nu te gândești la persoana supremă a divinității, pe când devoțiunea pură înseamnă a-ți uita ambițiile tale personale și a te abandona în serviciul divinității supreme. Asta înseamnă bhakti la originea ei. Prin urmare, un devotat pur, el, starea lui de spirit este nadhanam, najanam, nasundarim, kavitam vajagadisha kamae, mama janmani, janmanishware, bhavatat bhaktira haitu kitvai. Nadhanam, eu nu doresc bogății materiale, najanam, eu nu doresc urmași, nasundarim, eu nu doresc asocieri cu sexul opus, nakavitam, eu nu doresc să devin un ghiani, să devin un yogi, să devin un suflet eliberat care vrea să atingă moksha. Ce vreau eu, mama janmani janmanishvare? Eu vreau viață după viață. Unde vei decide tu? Eu vreau doar să te servesc viață după viață. Și această ocazie de a te servi este bogăția adevărată al inimii mele și este fericirea mea adevărată. Aceasta este starea de spirit a unui devotat pur în procesul de bhakti yoga. De ce mukti este considerată a fi o impuritate? Și la Prabhupada, interesant că la început cumva îndemna pe devotați: voi trebuie să vă eliberați din ciclul de naștere și de moarte. Și după câțiva ani, Prabhupada a început să vorbească exact cuvintele pe care le-am spus astăzi, că chiar și mukti este un gen de egoist, egoism spiritual. Și devotații cumva s-au arătat dezamăgiți, dar Swamiji ne-a spus la început că scopul vieții umane este to go back home, back to Godhead. Și Prabhupada a spus: da, la început v-am spus asta pentru că voi nu rezonați cu devoțiune pură, nemotivată și așa mai departe. Prin urmare, v-am motivat la început măcar să atingeți modul bunătății și să cultivați o dorință de eliberare. Dar trebuie să avansați. Și avansa înseamnă a depăși inclusiv și dorința de eliberare și a te dedica complet procesului de bhakti, al serviciului devoțional nemotivat. Bine, dragi prieteni, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Îmi cer iertare iarăși că a fost o discuție puțin mai lungă, dar intenționat fac acest lucru pentru că este... Nu avem acum ocazia să avem un program complet în care avem și kirtan, avem și prasadam. Și dacă aș ține o lecție doar de 45 de minute, cu încă, nu știu, vreo 20 de minute de întrebări și după aia iarăși plecăm în lumea materială cumva, nu știu, deci mă gândeam că mai bine să vă deranjez urechile puțin cu o oră și 40 de minute cu Krishna Katha și să nu vă las să plecați în lumea materială. Bhaktisiddhanta Saraswati spunea un lucru foarte interesant gurului Srila Prabhupada. După ce devotații plecau acasă după programe, Bhaktisiddhanta stătea la ieșirea din centru, mâinile pe șoldul și spunea: voi unde plecați?
voi mi-ați spus mie că sunteți discipolii mei, că ați rupt legătura cu lumea materială. Voi unde plecați? Unde vă duceți acum? Și discipolii cumva vinovați spuneau că voi, Guru Maharaj, suntem oameni de familie, trebuie să ne hrănim copiii. Deci, bine, duceți-vă, dar inima lăsați-o aici. Bun, eu vorbesc prea mult, dacă aveți ceva întrebări despre lucrurile pe care le-am discutat, dacă nu trecem la trivia. Aș avea o întrebare, Radha Govinda. Da, spune. În legătură cu lecția de astăzi, e un verset pe care eu nu l-am înțeles, am tot încercat să-l descifrez, dar nu am reușit. E vorba de versetul 45, în care se zice, citesc foarte pe scurt, o, cel mai de bun augur, Domn, ai hirotonit planetele cerești, planetele spirituale Vaikuntha și sfera impersonală Brahman ca destinație ale celor care desfășoară activități auspicioase. În mod similar, pentru alții care sunt ticăloși, ai creat diferite tipuri de iaduri care sunt oribile și cumplite. Cu toate acestea, uneori se constată că destinațiile lor sunt exact opuse. Este foarte dificil să se determine cauza acestui lucru. Nu am înțeles ultima frază în care spune: cu toate acestea, uneori se constată că destinațiile lor sunt exact opuse și că este foarte dificil să determine cauza acestui lucru. Deci erau, e o discuție în care Brahma îi vorbește lui Shiva. Da. Și nu am înțeles de ce, dacă teoretic unii oameni ar trebui să ajungă în iad, ajung după aia în destinații opuse. Mulțumesc mult. Nu știu, nu prea are legătură, dar e pur și simplu mi-a stat pe creier, că n-am reușit să-l înțeleg. Vorba este despre opusul, vorba este despre situația în care oamenii cred că ei vor atinge paradisul, dar din păcate ating planetele infernale. Și este o referință la Ishopanishad, una din ultimele mantre din Ishopanishad, în care se spune, Ishopanishad, apropo, face parte din Rig sau din Atharva Veda, este una din cele mai autentice și cele mai vechi Upanishade care există din lista cu cele 108 Upanishade. Ishavasya Upanishade, Upanishade care vorbește despre Isha, despre persoana supremă. Și în una din ultimele mantre din Isha Upanishad se spune că dar și mai rău, o destinație și mai proastă, va fi obținută de persoanele care cultivă cunoaștere impersonală. Pentru că în loc de paradis, în loc de mukti, de eliberare, ei vor atinge planetele infernale. De ce? Este vorba despre impersonaliștii Mayavadi, despre filozofii Mayavadi care sucesc scripturile vedice, care interpretează scripturile vedice într-un mod greșit în numele eliberării. Mukti Hitanyatva, ei consideră prematur că sunt eliberați și transcendentali față de energie materială. Prin urmare, dacă există un gen de transcendentalist impersonaliști care se numesc Brahmavadi, ei urmează principiile regulatoare vedice. Ei urmează brahmacharya, ei urmează tapasya, ei sunt niște practicanți spirituali foarte serioși. Pe când Mayavadi spun, eu sunt Dumnezeu, tu ești Dumnezeu, noi am uitat acest lucru, noi suntem acum în lumea materială care este o iluzie, prin urmare pot mânca carne, pot face sex, pot face orice, toate aceste lucruri sunt maya. Ele sunt doar o iluzie, nu contează nimic pentru avansul meu spiritual. Pot să fac orice în acest matrix al existenței materiale. Și atât, datorită acestei stări de spirit, ei sunt pedepsiți și sunt trimiși în planetele infernale. Pentru, în numele unei filozofii spirituale, în numele eliberării, ei fac prostii care generează acest gen de rezultate foarte, foarte proaste pentru ei. De aceea este vorba de acest gen de, nici n-aș spune transcendentaliști, este gen de acest gen de filozofi care sucesc vedele și ca rezultat primesc o naștere în planetele infernale. Am înțeles. Deci e vorba de cei care se așteaptă să ajungă în planetele cerești și ei ajung de fapt în iad. Adică interpretează greșit. Da. Am înțeles. Deci o să vorbim duminica viitoare despre Tattva Vibrama, care este o impuritate foarte, foarte, după mine este cea mai urâtă impuritate.
care înseamnă concepție greșită despre adevăr. Și această tattva vibrama include în sine, include sva tattva vibrama, concepție greșită despre sinele adevărat, suflet. Deci 99% din yoginii din București spun că noi suntem sufletul suprem, dar am uitat acest lucru. Deci cumva am luat un concediu, nu știu, suntem îmbătați acum și am uitat că suntem Dumnezeu și trebuie să ne trezim în sfârșit. Da, după aia avem paratattva brahma, ceea ce înseamnă concepție greșită despre persoana supremă a divinității. Iarăși, nu există Dumnezeu, eu sunt Dumnezeu. După aia avem sadhya sadhana brahma, concepție greșită asupra scopului, scopului practicii de sadhana și însuși procesului de sadhana. Și exemplu clasic, nu pot să mă abțin, îmi cer iertare, dar nu pot să mă abțin. Deci exemplu clasic. Swami Vivekananda, care în anii 20 în Chicago a participat în numele hinduismului, el a participat la una din primele conferințe globale, Interreligious Interfaith Conference, în care el cumva a prezentat hinduismul. Și bineînțeles că fiind un Mayavadi, deci el a prezentat lucrurile din punct de vedere impersonal. El a explicat că vedele spun că Dumnezeu nu este o persoană, Dumnezeu este adevărul absolut impersonal, noi suntem, de fapt, o parte din acest parabrahman, acum suntem acoperiți de iluzie și treptat prin practica spirituală, noi ne amintim că noi suntem o parte din absolut și ne fuzionăm cu absolutul și devenim absolut. Și Swami Vivekananda a fost cumva văzut de niște reporteri într-un restaurant îmbrăcat în haine civile, cu o femeie lângă el, mâncând carne, bând vin. Și reporterii au întrebat, Swamiji, you are a Swami, deci dumneavoastră sunteți un Swami, un călugăr, un sihastru, cum se întâmplă că acum mâncați carne și beți vin? Într-un restaurant, mai ales. Și Vivekananda a spus exact ceea ce spun toți impersonaliștii Mayavadi. Carnea este spirit, vinul este spirit, gagica de lângă mine este spirit. What's the matter? Totul este spirit. Și la Prabhupada, când lui s-a povestit această povestire, reacția lui Prabhupada a fost următoare, îmi cer iertare, disgusting, dar Prabhupada a spus, trebuia să-i dați o farfurie de rahat și să-l puneți pe Vivekananda să o mănânce. Și dacă el ar fi avut probleme, trebuia să spuneți, rahatul este spirit, mănâncă-l. Dar rahate n-ar fi mâncat, pentru că, în fine, deși ei succes filozofia atât de mult încât practic din filozofia vedică nu rămâne nimic. Deci noi avem patru școli personale vedice și doar una singură impersonală. Și chiar și în această școală, una singură impersonală, care a fost fondată de Shankaracharya, care era încarnarea lui Shiva, apropo, Shankaracharya spune Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda Muda Mate. El spune, în unul din imnurile sale, el spune, fraților, eu v-am sucit mințile cu o filozofie impersonală, dar venerați-l pe Govinda, venerați-l pe Govinda, venerați-l pe Govinda. Și apropo, Shankaracharya niciodată nu vorbea despre Shiva, pentru că impersonaliștii bucureștenii tot timpul vorbesc despre Shiva, ei sunt foarte, foarte atașați de Shiva în București, toți yoginii din București sunt foarte atașați de Shiva. Dar Shankaracharya, care era fondatorul impersonalismului, el foarte rar vorbea despre Shiva, el întotdeauna vorbea despre Govinda, despre Krishna, el vorbea ca despre incarnarea lui Brahman. Și el spune, venerați-l pe Govinda, venerați-l pe Govinda, venerați-l pe Govinda, o proștilor, pentru că toate suciturile voastre filozofice în timpul morții nu o să vă ajute. Deci noi avem patru școli personale în India, vedice, o singură școală și chiar și școala aia, fondatorul ei, este un gen de semi-devotat, deghizat cumva, și filozofia Mayavada a fost interpretată și, să spunem așa, dezvoltată mai târziu, ulterior, după plecarea lui Shankaracharya, de discipolii lui, care au sucit-o și mai tare, au sucit-o atât de, și au făcut-o foarte proastă. Deci acum vedem în vest, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Vestul sau este ateist,
sau este afectat de ateismul deghizat, care se numește Mayavada, impersonalism, care este același ateism, dar este ateismul deghizat, în care Dumnezeu dispare din ecuație. Eu sunt Dumnezeu. Și de ce misiunea lui Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el și-a scris în Pranama Mantra, deci cel care izbăvește vestul de filozofie eronată sub numele de Shunyavada sau Mayavada, de ateismul deghizat. Mulțumesc mult, Radu Gomina. Dacă doar un scurt comentariu. E foarte greu pentru cineva care nu are cunoaștere spirituală să facă această diferențiere. Eu am mai fost, de exemplu, la 3 profesori de yoga în București de-a lungul anilor și nu știam că sunt impersonal până să vin la centru vedic. Mai există Eckhart Tolle, Sadhguru și mulți alții și noi habar nu aveam că sunt impersonal. Deci e multă lipsă de cunoaștere. Oricum, mulțumesc mult pentru răspuns. Cu mare drag, de-aia știi cum poate nu o să fim noi capabili să-i familiarizăm pe toți căutătorii sinceri din România, din București, cu adevărul complet al scripturilor vedice, dar măcar o Gabriela, o Cătălina, un Ionuț, o Ioana, deci vor fi supuși acestei cunoașteri și atunci măcar cineva va fi norocos să intre în contact cu un concept complet al filozofiei vedice și să practice filozofia vedică într-un mod corect, complet. Dar dacă puteți să participați în distribuirea cunoașterii spirituale, cum spunea și la Prabhupada, acest lucru vă va aduce un bine vouă personal și vă aduce un bine celor pe care o să-i ajutați distribuindu-le cunoașterea spirituală, mai ales în forma cărților lui Shrila Prabhupada, care a făcut un comentariu foarte genial și adaptat la vest, pentru înțelegerea oamenilor din vest. Bun, mulțumesc mult, Gabriela, pentru întrebare. Cineva, Constantin, tu ai vrut să întrebi ceva? Da. Vreau să întreb dacă ne puteți spune câteva, nu știu, lucruri practice pe care putem să le facem în procesul de Anatanivritti și m-a interesat special de afirmația care ați făcut-o la un moment dat, a spus despre invidia și sentimentele rele față de alți devotați. Și bineînțeles și față de alți oameni după aceea, în ideea în care poate câteodată aceste sentimente nu sunt neapărat controlate de noi, adică nu neapărat că tu intenționezi să ai invidia respectivă față de altcineva, dar pur și simplu se manifestă și tu observi acest lucru. Ce poți să faci în acel moment? No, uite, din mica mea, cumva, experiență umilă, eu am ajuns la concluzia că dacă vrei să faci un pas serios în practica de anartha nivritti, de purificare de vicii, e foarte important să ai lângă tine sprijinul unor prieteni cu care tu poți să vorbești confidențial despre slăbiciunile caracterului tău sau despre greșelile pe care tu le comiți în practica ta spirituală. Și deseori îmi adresam prietenilor mei în care aveam încredere, care știam cu siguranță că ei nu sunt invidioși, că ei sunt binevoitorii mei, eu mă adresam cu o mică rugăminte ca ei să-mi dea un anumit feedback despre conduita mea. Și vreau să spun, este un lucru foarte dureros să primești un acest gen de feedback, foarte dureros, chiar și de la prieteni. Ce să mai vorbim de la oameni care mai pun și puțin piper în cuvintele sale. Da? Deși acel lucru este și mai sănătos. Și era foarte dureros, dar eu țin minte cum mi s-a atenționat, de exemplu, că eu în ashram, la programele de dimineață la Mangalarati, eu eram primul care lua caratala și cânta Gurvaștaka. Absolut disconsiderând pe alți prieteni, pe alți colegi, timp de mai multe luni. Deci eu veneam primul, pentru că mintea mea cumva justifica acest lucru cu ideea că mie nu-mi place vocea prietenilor mei, mai bine cânt singur.
Deci atunci un coleg de-a meu mi-a spus că era de cuvinte, îmi cer iertare, dar hai să mai cânte și azi devotați dimineața, pentru că nici vocal, dar nici spiritual nu ai de lucrat puțin. Și atunci a fost o discuție profundă cu colegul meu, cu prietenul meu, care mi-a explicat că... El mi-a explicat o idee care mi s-a explicat de mai multe ori, uneori în niște forme foarte dure, care erau dificil de digerat. Dar ideea principală era că noi suntem în lumea materială din cauza dorinței noastre de a controla. Și atâta timp cât tu ai dorința de a controla într-un mod sau în altul, tu vei rămâne în cadrul lumii materiale. Prin urmare, dacă vrei să începi procesul de purificare a inimii, primul lucru este izbăvește-te de dorința de a controla. Tu trebuie să devii un servitor al Divinității Supreme, un servitor al devotaților. Prin urmare, chiar dacă cineva nu cântă super, super frumos din punct de vedere vocal, apreciază devoțiunea lor. Și iată, eu vreau să vă spun, primii 10 ani, deci eu eram cam un bebeluș care era protejat de prietenii săi, care îl hrăneau, care îl vindecau atunci când el se îmbolnăvea. Și în acest mod a avut loc procesul meu de anartă anivritie. Eu nici nu pot să-mi imaginez ce aș fi făcut eu dacă aș fi fost singur. Deci, încă o dată, repet, satsanga este cheia. Și dacă o să construiești o relație de încredere cu niște prieteni devotați, care o să-ți permită din când în când să le mai pun întrebare, poate mai calc strâmb uneori, poate mai fac și eu niște gafe, vă rog să-mi spuneți. Și dacă tu vei fi cu adevărat sincer, devotații o să spună că, nu știu, o să spună gafele, greșelile pe care le faci. Și de asemenea o să te încurajeze spunându-ți despre punctele tale forte, despre lucrurile tale puternice care tu le ai, și eu să te încurajeze să le dezvolți în continuare mai departe. Da? Și așa va avea loc acest proces. Altminte este foarte greu. Deci copilul, bebelușul, nu știe ce trebuie să mănânce, el nu știe ce trebuie să facă. Și eu știu cumva că sună cumva așa dramatic, dar cam asta este situația la începutul vieții spirituale. Și de aceea inteligența, care e calificarea bebelușului? El are încredere în părinți. Asta este calificarea bebelușului. Deci bebelușul care nu are încredere în părinți, el nu poate fi hrănit, el nu poate fi îngrijit și așa mai departe. De-aia calificarea noastră la începutul avansului nostru spiritual, tot așa cum și mai târziu, este încrederea în devotații binevoitori care prin cuvintele lor, prin ghidarea lor, o să ne ajute și o să ne arate cum dădea un maestru spiritual, dădea un exemplu. E un exemplu mai mult pentru bărbați, dar e un exemplu foarte frumos. Mie îmi place foarte mult. E mai rajasic puțin, dar... Știți, în militare au acele rachete care se numesc Stinger. Acum 10-20 de ani, ca un Stinger de acela să atingă ținta, la început... O echipă de forțe speciale trebuiau să intre în tabăra inamicului și să pună un gen de radio, cum se numește el? Emițător. Tracker GPS. Un chip, da, un radio chip și după aia din satelit sau din acele avioane sau acum iau copteri care sunt ghidați fără piloți. Drone, da. Deci ei atunci trimit acele stingere, acele rachete, exact în locul care a fost marcat de chipurile respective. Acum ei deja au avansat și mai mult, ei nu mai au nevoie de chipurile respective, acum ei cumva cu laser, deci ei nimeresc exact în țintă. Dar acum 10 ani sau 15 ani, acest exemplu era foarte, foarte, foarte bun, pentru că ca un stinger care trebuie să-ți distrugă inamicul din inima ta, tu la început trebuie să oferi acel chip, tu la început trebuie să indici locul exact.
Și atât în mod similar, tu dacă vii la devotați și tu dacă te asociezi cu devotații la nivel superficial, hei, salut, ce mai faci? Plouă afară, purtăm măști, ceau, la revedere. Nu se întâmplă nimic în viața ta spirituală. Nothing, tu stai pe loc. Pentru că sadhu sangha, asociere cu devotații, înseamnă a dezvolta o relație în care devotații vor să te învețe anumite lucruri. Tu devii atât de simpatic și de drag lor încât ei vor să-ți spună ție anumite lucruri, frate, dar știi că tu omiți cuvinte atunci când pronunți mantra. Deci în loc de toate 16 cuvinte din Hare Krishna mantra, tu spui 14 cuvinte sau 12 cuvinte. Unii devotați trec 10-15 ani până când lor cineva le spune din compasiune că stai, frate, 10 ani la rând, tu ai cântat mantra care este compusă doar din 12 cuvinte. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Rama, 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 Hare. Sau tot felul de variații, deci avem de mantre. Când tu nu te auzi, nu știu de ce, deci cortina iluzorie îți tulbură mintea într-un fel în care tu nu auzi cum tu pronunți mantra. Până când nu vine un devotat și spune, scuze, te rog, dar tu omiți cuvinte în pronunțarea mantrei. Sau, de exemplu, mai știu eu acum, când distribui prasadam, tu ție îți pui o porție mare, celorlalți pui o porție mică sau ceva de gen, nu știu, lucruri, tot fel de stupidezi din astea care le facem noi la început, de obicei. Deci lucruri care noi nu le observăm, nici măcar nu suntem conștienți. Sau promitem una, facem alta. Sau ne asumăm o responsabilitate în serviciu devoțional, după 3 săptămâni uităm. Da? Nu trebuie în fiecare săptămână să ni se dau o doză de încurajare, că te rog, Prabhu, cu tare, cu tare, hai, fă-i, te rog, serviciu devoțional și nu uita să-l faci, pentru că este foarte important. Și tot fel de lucruri de acest gen, care noi, la început, nu suntem singuri conștienți că facem acest gen de gafe, de greșeli, greșeluțe, nu știu eu. Dar când tu ai dezvoltat o relație de încredere cu devotații, care îi permite lor, fără frică, să spună, Costi, nu omite cuvinte când cânti Mahamantra. Sau, Constantin, fii puțin mai drăguț cu musafirii, sau mai știu, acum nu vorbesc despre tine, tu ești drăguț cu musafirii. Dar ca exemple, ca tu să înțelegi, da? Atunci începe procesul de anartha nivriti, pentru că următoarea întrebare va fi, dar cum să fac acest lucru? Poți să împărtășești secretele tale, cum faci tu acest lucru? Și devotații o să spună, și eu am avut problema asta cândva și uite cum am depășit-o. Și de aceea Vishwanatha Chakravarti Thakur, de exemplu, că sportivii se asociază cu sportivi, businessmenii se asociază cu businessmen și sadaka se asociază cu sadaka. Și care este temelia asocierii lor? Sadhana sadhya tattva. Ei se asociază discutând sadhana sadhya tattva, procesul de sadhana și procesul cum să atingi perfecțiunea vieții spirituale. Asta este temelia asocierii lor. Și nu despre timp, nu despre măști, nu despre cine a câștigat alegerile sau alte lucruri triviale, materiale. Ai nu-i sadhu sangha, ai nu știu ce. Da? Deci dacă vrei să, cu adevărat să ai această transformare, dezvoltă o relație de încredere cu cât mai mulți devotați care o să te ajute și o să te sprijine și tu atunci o să le spui. Uneori tu singur o să fii conștient. Eu țin minte odată, eu am venit la un prieten de-al meu și, deci, eu i-am dat acel chip, eu i-am spus, uite, am o parte în inima mea care e varză, deci nu știu ce să fac cu ea. Și eu i-am indicat la început problema. Și devotatul, în prima noastră discuție, el cumva n-a știut ce să-mi spune, el a spus, eu trebuie să meditez puțin. Și după aia, în a doua, în a treia discuție, el mi-a spus, uite, m-am gândit puțin, am primit niște revelații, am primit niște inspirații și vreau să-ți transmit acum niște lucruri. Și uite cum impuritatea respectivă poate fi abandonată. Deci uite cum să lucrez la ea. Uite ce am făcut eu cândva ca să depășesc această slăbiciune a inimii. Asta înseamnă sadhu sangha. Fără sadhu sangha nu există anartha nivriti. Nu există purificare de anartha. Deci asta e secretul. Vă mulțumesc mult! Mare drag!
Bine, dragi devotați, e târziu. Balu, ultima întrebare scurtă. Vreau să vă întreb, ați spus în timpul lecției că noi, câteodată de dragul practicii noastre spirituale, putem să ofensăm devotații. Dacă ne puteți explica mai bine și să ne dați niște exemple, vă rog. Uite, aici tot aș vrea cumva, mie de-aia nu-mi place să mă bag în subiectul respectiv, pentru că îi las pe devotați cu sechele după acest gen de discuții. Și devotații devin cumva paranoici că, Vaishnava Parata, să nu ofensezi devotații, deci, acum trebuie, nu știu, niciun cuvânt nu pot să spun, sau după lecții de acest gen primesc mesaje de gen Radha Govinda îmi cere iertare, timp de 4 ani v-am înviosat de la cap până la picioare și am fost invidioasă sau bla bla bla, deci lucruri de acest gen. Relax. Ce înseamnă ofensă? Ofensă înseamnă situația în care tu ai intenția de a aduce durere devotatului. Aia înseamnă aparada. Când tu din prostie ai o reacție reactivă, deci ai o izbucnire reactivă, aia tot este aparada, tot vei primi reacții, dar ele nu sunt reacțiile care sunt obținute ca rezultat al unei intenții conștiente de a aduce durere unui devotat. Daksha a făcut intent, el a avut intenția de a aduce durere lui Shiva. Prin urmare, el a fost decapitat și a primit un cap de țap. Asta vom vedea data viitoare. Asta se întâmplă cu noi. Deci obținem un cap de țap atunci când facem ofense. Prin urmare, deci atâta timp cât noi suntem conștienți să nu intenționăm să-i ofensăm pe devotați și suntem atenți, totul va fi bine. Dar în același timp și trebuie să fim atenți cu izbucnirile noastre. Și dacă s-a întâmplat vreo izbucnire, dar la început ele se întâmplă deseori în interacțiunea cu devotații, atunci arma unui sadaka este cererea de iertare, dar ea trebuie să fie sinceră. Și asta o să vorbim duminica viitoare, ce înseamnă să cere iertare într-un mod sincer. Deci acum nu fiți paranoici, nu trebuie să rămâneți cu sechele, fiți atenți cu siguranță, fiți foarte respectuoși. Deci dacă vreți să fiți siguri, atunci fiți foarte respectuoși cu devotații, dar în același timp, cum spun Bhagavatam, spune Vishvambena Guroseva, trebuie să fie, este o combinație dintr-un respect și Vishvambena. Vishvamba înseamnă prietenie. Pentru că dacă cu devotații există doar frică, doar respect, doar o relație formală, tu nu o să primești un beneficiu, tu nu o să ai relații confidențiale cu devotatul, el nu o să-ți spune lucruri, el nu o să te corecteze, el nu o să-ți împărtășească inima. Pentru că tu te ții, cum Niranjana Swami povestea, că uneori într-un ashram sau într-un centru și devotații îngheață când mă văd pe ei. Deși eu sunt maestrul lor spiritual, ei stau înghețați. Guru Maharaj și paliți la față, înghețați și atât. Deci nicio întrebare, nicio interacțiune cu gurul lor. Și asta este o extremă, bineînțeles. O altă extremă este o atitudine familiară. Da, tu cine ești? Da, noi avem mai multă experiență. Tu închide gura pentru că gurul meu spune altceva sau bla bla bla, lucruri de acest gen care o prostie, deci o altă extremă. De aceea trebuie să avem o atitudine respectuoasă cu devotații și în același timp o combinație dintre respect și prietenie. Asta este cea mai sănătoasă combinație. Și atunci ea o să dea roade, ea o să ne ajute să depășim anarta, impuritățile din inima noastră. Și în același timp o să ne ajute să evităm ofense față de devotați. Dar bineînțeles că trebuie să fim atenți, să nu fim invidioși, să fim iertători, să nu izbucnim, mai știu eu, să nu avem o intenție de a aduce durere. Și de aceea trebuie să avem, în inima noastră trebuie să aibă loc o monitorizare constantă al motivațiilor noastre, de ce fac acest lucru. De ce gândesc așa? Care e motivația mea? Motivația mea este de a mulțumi. Iată, noi deseori vorbim despre Vaishnava Seva, despre importanța de a servi Vaishnava, de a servi devotații. Schimbați puțin cuvintele. Nu puneți formula de a servi devotații, puneți formula de a mulțumi devotații.
Pentru că ai servit devotații, poți să servești devotații, de exemplu, distribui prasadam în timpul programului de duminică și arunci farfuria aia în nas. Uite, te servești, n-ați prasadam. Te servești, dar în modul ignoranței. Da, în modul ignoranței. De-aia nu vă, nu, forget it, deci uitați cuvântul a servi devotații. Înlocuiți cuvântul a servi de a mulțumi devotații. Puneți-vă ca scop de a mulțumi prin conduita voastră de a-i mulțumi pe devotații. Și atunci o să fiți întotdeauna protejați de Vaishnava Parada, de ofense față de devotații. Cu mare drag, Balo. Bine, Cosmine, eu închei aici, acum îți ofer cuvântul ție. Mulțumim foarte mult. Și am observat că mai erau persoane ce mai aveau întrebări, din păcate atâta ne-a fost timpul, dar sunt sigur că dacă veți trimite întrebările în privat, le putem răspunde în timp. Puteți să le lăsați pentru data viitoare. Cine a mai rămas cu întrebări de azi, lăsați-le pentru data viitoare și discutăm data viitoare. Și a fost o lecție foarte, foarte frumoasă. Am studiat mai în amănunt pe zeul Shiva și calitățile sale și am văzut starea sa de conștiință în care se află, pentru a avea puțin context a acestei povești pe care o studiem. Și am văzut ce s-a întâmplat cu Shiva atunci când a aflat de moartea soției sale și nu a fost un lucru prea frumos ce s-a întâmplat, dar acesta l-a pedepsit aspru pe zeul Daksha. Și mai apoi am văzut cum domnul Shiva a oferit totuși respect domnului Brahma la adunarea de sadhu. Deci, prin urmare, nu era o problemă neapărat că domnul Shiva nu își manifesta respectul față de autoritățile ce intrau în cameră. Deci putem trage această concluzie. Așteptăm să vedem mai departe continuarea poveștii ca să vedem ce putem extrage. Și am încheiat foarte frumos descriind asat trișna sau dorințele pentru scopuri iluzori. Vă așteptăm data viitoare la lecția de miercuri de la ora 19 și duminică de la ora 17, unde vom continua cu partea a patra a acestei povești. Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm. La revedere! Thank you.